Ești pregătită, Diana? Da, să începem acum sau mai stăm? Nu, nu, nu. Mai e 2 minute să te pregătești. Ne. Gata, putem începe? Cred că putem, nu știu ce să zic, suntem 37, adică intră lumea în continuu, mai stai un pic. Când nu mai intră lumea așa de mult, sau când facem 60 de participanți. E 9:30. Avem treabă? Bine, mai stăm 2 minute. Nu știu dacă am intrat și cei de la municipal sau și de la... Nu știu să verific. De fapt, nu știu. Am făcut Aș și vrea încât să te poți. încep. Da, ok. Lasă-mă să-ți fac eu introducerea și după aia poți să începi. Okay. Bună dimineața tuturor, să începem sesiunea de astăzi. O să încercăm ca
măcar de acum încolo, cu ocazia pandemiei, să facem întâlniri de genul ăsta mai frecvent și poate mai cu un public mai larg. Până acum le țineam doar pentru lahovari. Erau, de fapt, o prelungire a ceea ce făceam noi în miercurea, întâlniri informale și discuții despre cazuri. Și cum voi vrea, câtă vreme cât voi avea eu un cuvânt de spus, aș vrea să încercăm să ne mișcăm cu stilul ăsta de întâlnire pe tipologia de grand round, adică să fie prezentări de caz complexe cu mai mulți speakeri, adică vreo 2-3 și paneliști, adică alți medici care să vorbească despre caz, care să fie consultați, eventual să prezinte un rezident și după aceea în următorul lui să discute despre situația aceea. Și în ideea ca să ajungem acolo, va trebui să o luăm destul de încet, pentru că nu avem uzanța acestui lucru. Și astăzi Diana, care e rezidenta mea de anul 3, o să prezinte un caz pe care l-am avut noi în clinică și după aceea o să țin eu keynote-ul de vreo, nu știu, oră jumate despre glaucom, o treabă foarte basic. Așa că, Diana, poți să începi să-ți dai share screen. Ok. Astăzi se poate discuta pe prezentarea mea. Mm-hmm. Ok. E ok? Se vede? Da. Bine. Da, se vede. Bine, mersi. O să vă prezint astăzi cazul unui pacient al cărui diagnostic de certitudine nu îl știu, aceasta fiind și particularitatea cazului, diagnosticul dificil de stabilit. Pacientul în vârstă de 70 de ani, de sex masculin, s-a prezentat la spital pentru scăderea acuității vizuale la ochiul stâng, ochi roșu dureros. Ca antecedente personale patologice, pacientul a avut conjunctivită cronică bilaterală, la ochiul stâng defect epitelial persistent în treimea inferioară, pentru care s-au efectuat două acoperiri cu membrana amniotică. Vederea și tensiunea de la ochiul drept au fost normale, iar la ochiul stâng percepea mișcarea mâinii și era normoton digital. La examenul clinic al polului anterior la ochiul drept, s-a observat blefarită posterioară cu scurtarea fundului de sac inferior, cu minim simt blefaron la marginea liberă a plapei inferioare, eversie aplicii semilunare și pseudofachie de cameră posterioară, cum se vede în imagine. La ochiul stâng, de asemenea, prezenta blefarită posterioară, cu scurtarea fundului de sac mai importantă decât la ochiul drept, în plus cu deficit de celule stem limbice, defect epitelial persistent și panus conjunctival. Polul posterior la ochiul drept era fără modificări patologice, iar ochiul stâng inexplorabil. De asemenea, pacientul mai prezenta raș malar și telangiectazii la nivelul feței. Diagnosticul prezumtiv a fost de pemfigoid ocular cicatricial. S-a efectuat acoperire cu membrana amniotică pentru defectul epitelial. Imaginea este, poza este făcută la 2 săptămâni postoperator. Așa, și s-a prelevat și biopsie conjunctivală pentru examenul cu imunofluorescență directă, care este metoda gold standard de diagnostic pentru pemfigoid ocular cicatricial. Este o tehnică de laborator care presupune folosirea unor anticorpi marcați fluorescent pentru a detecta prezența anumitor antigene. Rezultatul a fost acesta, conjunctivită cu eozinofile fără imunoreactivitate specifică, dar rezultatul negativ al biopsiei nu exclude diagnosticul de pemfigoid ocular cicatricial. Deci este poza făcută la 3 săptămâni postoperator, se observă evoluția favorabilă cu închiderea defectului epitelial. Avem aici o listă cu patologiile cu care ar trebui făcut diagnosticul diferențial. Dintre ele am ales să vorbesc doar despre două pe care le-am considerat mai probabile, și anume pemfigoidul ocular cicatricial, care este o boală autoimună sistemică, ce se caracterizează prin prezența depozitelor de autoanticorp la nivelul membranei bazale din structura mucoaselor și a pielii. Vârsta de debut a afecțiunii este de 65 de ani, iar evoluția clinică debutează cu conjunctivită, care poate fi unilaterală și în decurs de săptămâni sau luni devine bilaterală.
cu progresie lentă către fibroze subepiteliale, scurtarea fundurilor de sac, simple faron, sindrom de ochi uscat, keratinizarea suprafeței oculare și se ajunge chiar la anchiloblefaron. Diagnosticul, cum am spus, se pune cu ajutorul imunofluorescenței directe. Dacă pacientul prezintă afectare doar la nivel ocular, se obțin frecvent rezultate negative, fără să fie exclus diagnosticul de boală. Se întâmplă să se obțină rezultate negative și atunci când boala este foarte avansată și este distrusă membrana bazală. Cu toate acestea, dacă suspiciunea clinică a diagnosticului este mare, se recomandă să se înceapă tratamentul cu imunosupresie sistemică, cu scopul de a preveni evoluția bolii și scăderea acuității vizuale la celălalt ochi. Dacă nu se face tratament, în 70-75% din cazuri, boala progresează, iar dacă se face imunosupresie sistemică, majoritatea cazurilor se opresc în evoluție, doar 10% dintre ele evoluează în ciuda tratamentului. A doua afecțiune este reprezentată de rozacee, care este o boală acneiformă inflamatorie cronică ce afectează pielea și ochii. La nivel facial este caracterizată de prezența arașului malar, telangiectazii, papule, pustule, exces de sebum, rinofimă care apare în fazele avansate ale bolii, la fel și îngroșarea pielii de la nivelul nasului. La nivel ocular se caracterizează prin disfuncția glandelor meibomiene, blefarită cronică, conjunctivită cronică, keratită, fibroze conjunctivale cu keratinizarea suprafeței oculare, sclerită, episclerită. Vârsta de debut este de 30-60 de ani. Pacientul nostru, am spus că are 70 de ani, dar ne-a precizat că are facesul caracteristic din tinerețe. Diagnosticul se pune clinic, iar tratamentul este reprezentat de igiena riguroasă a ploapelor și tratament cu antibiotic peros cu tetracicline. Pacientului s-au recomandat tratament cu lacrimi artificiale la ochiul drept, la ochiul stâng unguent oftalmic, picături cu antibiotic și corticosteroizi, de asemenea igiena riguroasă a ploapelor la ambii ochi și în plus repetarea biopsiei conjunctivale, consult reumatologic și imunologic. Asta a fost și vă reamintesc că în cazul ăsta este important diagnosticul diferențial pentru că tratamentul este diferit și pentru că scopul este prevenirea scăderii acuității vizuale la celălalt ochi. Dacă aveți întrebări sau recomandări, idei? Îmi pot să zic eu, dar fiindcă da. În cazul nostru... Când vine la control? Biopsia din mucoasa bucală ar fi fost vreo idee? Este da. O idee? Zidian. Scuze. Zi tu. Dacă avea leziuni și la nivelul mucoasei bucale, se prefera ca biopsia să fie făcută de la acel nivel, dar pacientul nostru nu avea. Vreau să zic ce părere ai despre ideea de a întreține diagnosticul de rozacee versus pemfigoid. Posibilitatea ca pacientul să aibă leziunile faciale de la 30 de ani, să fi început boala atunci, să nu fi făcut nimic pentru asta, să fi oprit în evoluție și acum la 70 de ani, din altă cauză, să fi făcut o eroziune sau conjunctivită de, să zicem, altă natură, care a mers prost și după aceea, prin două membrane amniotice, să fi făcut vascularizația care să fi mimat panusul conjunctival. Adică din membranele amniotice care s-au pus și asta e varianta la care m-am gândit eu. Cred că n-am înțeles întrebarea. Poate fi un red herring faptul că are aspectul ăsta acum și să aibă rozacee, să fie ăsta diagnosticul principal, facesul, deși nu l-am pozat, era relativ sugestiv, și prin urmare a celor două acoperiri cu membrana amniotică pe care le-a avusese în altă clinică înainte de prezentarea la noi, astea să fi împins un pic aspectul clinic către suspiciunea mai mare de pemfigoid pe care am avut-o inițial. Ok, da. Cred că ar trebui să fim siguri că nu are pemfigoid ocular cicatricial, da, adică să excludem diagnosticul. Da, și momentan e lăsat fără tratament imunosupresor. N-am avut suficientă încredere să fac imunosupresie. Momentan n-am fără consult imunologic și cu o biopsie negativă, nu aș putea. Momentan nu mă consider suficient de versat în patologia asta
autoimună încât să dau imunosupresie din start. Pe viitor, dacă vine la control și repetăm biopsia conjunctivală, putem să începem și imunosupresia, dacă iese pozitivă. Are ciclosporină local? Da, no, este și local o soluție. În ideea în care vrei să lași pe dexametasonă mult timp, de regulă ciclosporina și tacrolimus local au indicație de a fi steroid sparing agents, adică în ideea în care pacientul are nevoie de dexa local, să înlocuiești cu ciclosporină sau tacrolimus unguent. Pacientul ăsta nu are nevoie de dexa pe termen lung local, pentru că s-a dovedit că în pemfigoid tratamentul este așa de lungă durată și că fără tratament sistemic nu rezolvi, adică topicul nu este de ajuns în pemfigoid, încât nu are rost să combini și topic și sistemic ciclosporina și se preferă să, ca agentul imunosupresor pe care îl dai să fie oral doar pentru că tratamentul este de așa de lungă durată și că ăsta topic local ar avea efecte adverse. Nu că la sistemic n-ar avea, dar astea locale sunt mult mai rapid întâlnite în tratamentul topic. Și poate să zic că Diana, care sunt agenții care s-ar da. N-am fost atentă, scuză-mă. Ai putea să spui tu care sunt agenții imunosupresori care se dau în pemfigoid? Păi nu știu, metotrexat s-ar putea da. Metotrexat ar fi, e ceea ce se preferă în Italia, de exemplu, cât am fost anul trecut, să zicem. Nu, nici în cazul anul ăsta. Am avut doi pacienți cu pemfigoid și luau metotrexat. În Anglia se prefera micofenolat mofetil și în America la fel tot așa dau. Dapsona ar mai fi o variantă. Și practic orice e și asta o soluție. Dar micofenolat mofetil e scris în mai toate cărțile și dapsona la fel. Metotrexatul mai puțin, dar se folosește în alte țări. Ok. Bun, putem să trecem și la partea a doua. Poți să îți oprești share screen-ul? Da. Mulțumim frumos pentru prezentare. Este foarte, foarte frumos. Mulțumim prezentare. Și eu. Nu mai puțin, că nu știu să ies. Ok. Îmi vedeți ecranul? E ok? Eu momentan sunt tot la spital și sper să nu fiu întrerupt de intemperii. Nu cred că o să se întâmple chestia asta. Și tocmai s-a întâmplat. Cursul de astăzi se cheamă Glaucoma 101, adică vrea să fie o introducere foarte basic asupra entității patologice de glaucom. Se adresează în principal rezidenților de anul 3 și 2. Pe parcurs, sigur, și cei de anul 3 și 4 vor avea niște lucruri de întâlnit, poate de aprofundat. Ca introducere și vom discuta despre anatomie, despre locurile unde se face simțită prezența acestei boli și care sunt situsurile anatomice unde avem ceva de văzut în glaucom. Indiferent de care formă de glaucom vorbim, este o neuropatie optică cronică și progresivă. Ultimii doi termeni foarte importanți, mai ales ultimul. Se caracterizează prin modificări structurale și funcționale a nervului optic, indiferent ce formă de glaucom ai. Și este principala cauză de orbire irreversibilă la nivel mondial. Situsurile unde glaucomul și face simțită prezența, bineînțeles că știm că sunt la nivelul porului posterior, dar alte locuri anatomice, cum ar fi astea din față de aici, sunt locuri unde începe de fapt mecanismul fiziopatologic. Un pic despre RNFL și despre ce putem face din punct de vedere al investigațiilor, mai ales în ultimii ani. Nu știu dacă sunteți aduși la zi cu modul în care OCT-ul a evoluat de când a apărut până în prezent. Dar primele aparate de OCT care erau time domain OCT și făceau 400 de scanuri pe secundă oferau o rezoluție destul de proastă la nivelul retinei. Practic îți puteau spune dacă există edem retinian sau nu, dacă există poate o membrană foarte evidentă. În ultimii ani, de când a apărut Swept Source OCT, care e a treia generație, v-a spus și doctorul Balt la cursul lui,
putem să vedem deja diferențieri foarte nete între toate cele 10 straturi teoretice, 10 straturi ale retinei și, de fapt, să vedem acum că sunt mai mult de 10. Asta e partea relativ interesantă și în glaucom lucrul ăsta este relevant la lucrurile pe care le-am subliniat aici. Mergând dinspre vitros, înspre posterior, către segmentele externe ale retinei, se văd pe OCT-urile recente swept source diferențierile între aceste straturi și asta de aici ar fi, să zicem, cea mai relevantă. O să luăm dinspre vitros. Junctiunea dintre ILM și RNFL aici se și vede hialoida posterioară care se inseră pe zona asta perifoveolară. Junctiunea dintre RNFL și ganglion cell layer, RNFL-ul din nou este ăsta foarte hiperreflectiv de aici și gros în partea asta nazal de maculă, că este fascicul interpapilomacular, care este foarte gros. Sub RNFL este ganglion cell layer. Ganglion cell layer este, de fapt, stratul unde stau corpii nucleari ai axonilor care formează RNFL-ul, care ajung după aceea prin chiasmă fix în corpul genicular lateral. Deci axonul ăsta este foarte lung și nucleul lui este aici, în GCL. Sub GCL este IPL-ul sau inner plexiform layer, stratul plexiform intern, unde se fac juncțiunile dintre neuronii care se află în GCL și cei care se află în INL, adică inner nuclear layer. Aici sunt celule bipolare, în acest nuclear intern. Juncțiunea dintre GCL și IPL se vede numai la OCT-ul swept source. A fost prima generație de OCT care a permis diferențierea între cele două și și aici se vede relativ cu dificultate, trebuie să vă un pic imaginați. Ele sunt relativ la fel de hipo sau hiper dense optic. Și sub IPL ar fi stratul nuclear intern, acesta mai hiporeflectiv, aici unde sunt celulele bipolare de care ziceam. Bun. Relevant pentru glaucom este lucrul ăsta prin prisma analizei RNFL-ului, care știți că se face, și se face și prin analiza grosimii GCL-IPL, acestui complex, dintre ganglion cell layer și inner plexiform. Se știe că în glaucomele avansate, axonii mor, neuronii mor și atunci acest strat se subțiază. La nivelul polului posterior, e important să știm și distribuția bidimensională a RNFL-ului. Cum arată el când este suprapus pe retină? Dar știu că doctorul Baltă v-a spus asta deja, că eram și eu de față, dar vreau să mai zic și eu o dată. Mai ales că am lucrat la poza asta foarte, foarte mult ieri, mai mult decât trebuia. Asta ar fi de distribuția și tot sensul acestei distribuții a RNFL-ului este să respecte și să dea foarte multă importanță fascicului interpapilomacular. Adică toată zona asta este cea cu o densitate foarte, foarte mare de axoni. În medie, la nivelul discului optic, sunt 1.200.000 de axoni care sunt distribuiți în nervul optic, care trec prin lamina cribroza, ies din ochi. Lamina cribroza oferă suport sclerar prin perforațiile ei. Puteți citi în plus. Lucrul ăsta este foarte, cursul e foarte basic, e foarte frustrant, nu intru în detalii foarte multe despre nimica. Vă pot da recomandări de aprofundare a informațiilor la sfârșit. Important de știut aici, fascicul interpapilomacular cel mai gros și tot ce se întâmplă cu RNFL-ul este să ocolească acest fascicul. Deci aici este ceva ce trebuie să existe în felul ăsta și restul RNFL-ului se distribuie oarecum egal, urmează pulbura vaselor și după ce se depășește această zonă maculară, fibrele ajung și se inseră pe rafeul temporal, ăsta de aici, care pleacă din marginea temporală a fascicului interpapilomacular și merge până în ecuator. Rafeul temporal. Ăsta se poate vedea și pe tehnica de OCT ANFAS. OCT ANFAS este o reconstrucție în două dimensiuni a acestor lucruri. OCT-ul face scan, B-scan-ul de genul ăsta. De fapt, el face multe A-scan-uri, face reconstrucție în B-scan și OCT-ul ANFAS îți face și o poză a fundului de ochi, așa, prin reconstrucție. Nu este o poză efectivă. Asta este interesant și important de știut, pentru că OCT-ul poate să scaneze toate straturile retinei, poate singur să le și reasambleze într-o chestie care seamănă cu o poză a fundului de ochi, dar de fapt nu este o poză, ci este o reconstrucție. Și se vede și rafeul median în OCT-ul ANFAS. Înapoi la glaucom. Etiologia pentru glaucom, bineînțeles, presiunea intraoculară crescută, este principala, dar nu e singura. Din etiologii, care pot fi de mai multe feluri, capeți pierderea celulelor ganglionare retiniene de care am vorbit și axonii, bineînțeles. Relativ interesant este că după ce îți mor aceste celule ganglionare și axonii,
și corpul genicural lateral suferă modificări vizibile la RM, foarte interesant, cam în 3 luni și după aia peste un an poți să vezi și la nivelul occipital niște lucruri. Și mult mai repede de atât aveți la nivelul discului optic modificări morfologice și funcțional pentru pacient modificări de câmp vizual. Ce înseamnă factorul de risc pentru glaucom? Cine este mai probabil să facă glaucom din populația generală? Probabil dacă părinții tăi au avut glaucom. Dacă ai peste 60 de ani, diabet zaharat, vazospaz și hipotensiune arterială, asta înseamnă că nu stai foarte bine cu circulația. Sunt niște lucruri care s-au găsit prin studii epidemiologice. Și dacă nu stai foarte bine cu circulația în general, probabil nu stai bine cu circulația nici la nivelul capului nervului optic și atunci el este mai predispus să sufere. Aici intervin acele două teorii pe care cei poate în anii mai mari le știu, cu teoria mecanică și teoria vasculară și tensiunea teoria mecanică. Sunt cele două teorii fiziopatologice de instalarea neuropatiei glaucomatoase. Una spune că principala problemă este vascularizația la nivelul capului nerv optic, asta este teoria vasculară, și cealaltă este teoria mecanică, care spune că principala problemă este barotrauma sau trauma indusă de presiune intraoculară. Realitatea este că e ceva la mijloc, sensibilitatea relativ la barotrauma. Alt factor de risc, miopia forte și cornea subțire, sunt lucruri care se referă la teoria mecanică. Adică miopia forte înseamnă perete scleral subțire, ceea ce înseamnă lamina cribroza subțire, ceea ce înseamnă suport inadecvat pentru axonii CGL-ului și sensibilitate mai mare la barotraumă. Și cornea subțire este echivalentul acestui lucru, adică dacă ai cornea subțire, dar nu ești neapărat miop, probabil ai și lamina cribroza subțire. Deci suportul mecanic este inadecvat pentru axonii fibrilor nervului optic. Medicația cortizonică ca factor de risc prin mecanismul prin care induce creșterea presiunii și alte boli oculare care sunt glaucomatogene pur și simplu. Traumatisme oculare, decolare de retină, uveite, tumori. Știți că decolarea de retină poate să dea și hipotensiune cronică, asta în decolările vechi, sau poate să dea și hipertensiune, ceea ce ne interesează să spunem acum prin... Știe cineva cum? Vrea cineva să zică? Apropo, puteți să mă opriți în orice moment dacă aveți întrebări sau comentarii, nu trebuie să așteptați până la sfârșit. Decolarea de retină poate să dea hipertonie oculară prin compromiterea trabecului cu segmente externe ale fotoreceptorilor care ies prin ruptura retiniană. Se cheamă sindrom Schwartz. Bun. Ce fel de glaucoame putem avea? Nu sunt foarte multe feluri văzute simplist, așa cum le propune cursul ăsta să le vadă. Sunt fie secundare sau fie primare. Dacă este primar, e o problemă la nivelul trabecului. Dacă este secundar, înseamnă că s-a întâmplat altceva care a dus la creșterea presiunii intraoculare. Și aici e pusă o poză cu Tobradex, pentru că este destul de învinuit pentru așa ceva. Vârsta de debut. Fie este congenital, fie este dobândit. Asta se referă la orice patologie medicală în general. Și după unghi. Este ceva specific pentru glaucom. Unghiul poate să fie deschis sau prin închiderea unghiului. Asta este... partea amuzantă, de așteptat ar fi fost să fie cu unghi închis. Asta se vehicula în urmă cu mai mulți ani. S-a schimbat nomenclatura, nu știu, să fie 10-15 ani de când nu se mai zice cu unghi închis în mod neapărat. Nu este o greșeală fatală, dar ideea fiind că nu este neapărat unghiul închis care duce la apariția glaucomului, ci progresiv. Faptul că unghiul se închide progresiv este mai important de înțeles. Filmele pe Zoom nu merg, așa că prezentarea nu o să aibă filme și atunci când merg, merg foarte sacadat. Un pic despre fiziopatologie, pentru cei care poate nu știu, umorul, echilibrul și presiunea intraoculară este un echilibru între secreție și excreție. Secreția se petrece aici, în camera posterioară, de către corpul ciliar. Umorul apos are un traseu către pupilă, în camera anterioară, curenți de convecție, ajunge la nivelul trabecului, din trabecul prin rețeaua trabeculară în canalul șlem, din canalul șlem în vasele colectoare, din vasele colectoare în venele episclerale. Ăsta e traseul fiziologic al umorului apos. Văzând lucrurile așa, glaucomul se împarte în trei din punct de vedere al fiziopatologiei. Unul este glaucomul pretrabecular, adică orice problemă care duce la creșterea presiunii care se întâmplă din momentul în care a fost secretat în pupilă și până aici. Asta se referă la probleme care țin de fluxul umorului apos prin pupilă. Blocul pupilar, cel mai frecvent întâlnit, o să discutăm mai departe despre el. Și probleme care țin de unghi, adică dacă irisul este prea
înalt inserat sau dacă acoperă trabeculul, atunci intră tot sub incidența glaucomului pretrabecular. Glaucoame care să țină de hipersecreție nu există. Asta e relativ important de știut. Ulterior, glaucoame trabeculare sunt cele mai frecvent întâlnite, glaucoamele cu unghi deschis, adică acelea care sunt caracterizate de disfuncție trabeculară. Trabeculul este incompetent, umorul apus nu poate să iasă prin rețel ochiului rețelei trabeculare și deci glaucomul, presiunea crește, glaucomul este trabecular în acest caz. Și ulterior, dacă există situații care fac drenajul umorului apus din canalul șlem în vasele colectoare și în venele episcleralele, dacă există situația asta de flux îngreunat de aici, este glaucom post-trabecular și apare relativ frecvent în entități patologice care țin de creșterea presiunii venoase episclerale. Din frecvent ar fi orbitopatia distiroidiană, fistula carcinocavernoasă, nu sunt foarte frecvente acestea, sau alte procese expansive orbitare. La un cast făcut din plastic de un ochi de cadavru în care se vede cum din polul anterior al ochiului umorul apost iese prin vasele, venele episclerale și nu prin vasele, venele vorticoase. Practic sunt două căi de drenaj ale umorului apost în ochi. Este parte de fiziopatologie importantă. Una este cea pe care v-am descris-o aici prin trabecul și cealaltă este calea uveosclerală care se face prin spațiul supracoroidian. Spațiul supracoroidian este aici, între corpul ciliar și coroidă prelungită și scleră. Zona asta de aici este o zonă unde umorul apus poate să dreneze și el ajunge acolo tocmai prin corpul ciliar. Deci o parte a corpului ciliar se secretă și o altă parte poate să-l absoarbă. Calea asta uveosclerală de drenaj este și ea foarte importantă, este egal de importantă cu calea trabeculară. Ce iese prin calea trabeculară din ochi iese prin venele episclerale și ce iese prin calea uveosclerală iese prin venele vorticoase. Deci se poate merge mai departe cu gândirea aici, dacă ai probleme care țin de hiperpresiune în venele episclerale, atunci probabil ar fi bine să pui accentul pe drenajul pe vene vorticoase, pe calea uveosclerală și sunt anumite medicamente care fac asta. Despre pacient, ce trebuie să-i faci? El probabil când vine la tine nu știe că are glaucom, nici tu nu știi că e posibil să aibă glaucom și trebuie să te comporți ca și cum fiecare pacient e posibil să aibă glaucom. Cel mai safe lucru de a aborda problema. Și ca în orice altă patologie trebuie să faci o anamneză foarte bună. Și relevant este pentru glaucom să-i pui întrebările care vor releva dacă este posibil sau probabil să aibă glaucom. Dacă părinții au avut, important, dacă a luat cortizon, medrol sau alți steroizi, dacă s-a lovit la ochi, dacă a fost operat ochi, istoricul de boli cardiovasculare sunt relevante în general. Asta ca să aibă medicul la un moment dat o scuză că da, uite, vezi, n-avem cu ce lucra, este materialul clientului care este prost, are circulație proastă. Medicația antihipertensivă iar se leagă de acest lucru, de teoria vasculară a glaucomului. Antidepresivele triciclice au un mecanism care pot da glaucom prin rotația anterioară a corpului ciliar, este frecventul glaucom prin închiderea unghiului, și alte boli sistemice pur și simplu important de știut. Simptomele sunt specifice felului de boală. Dacă este glaucom primitiv sau primar cu unghi închis, vom discuta mai încolo despre el, este cu simptomatologie acută, dar uneori poate fi și subacută. Asta este important. Asta e varianta de sus, este cu frecvență simptomatologie acută, dramatică și evidentă, este varianta simplă. Dacă acum fiind rezidenți de oftalm, asta este cursul de studenți făcut complicat. L-am editat mult, dar se bazează pe cursul de studenți. Și am adăugat multe informații care țin de rezidențiat. Pentru studenți e până aici. Frecvent, simptomatologie acută, evidentă și dramatică. Pentru rezidenți este de aici în jos. Mai rar și glaucomul cu unghi închis sau prin închiderea unghii poate să aibă forme subacute sau chiar cronice. Formele subacute ar fi sindromul de iris în platou și cronic creeping angle closure. Este exact la asta se referă acea închiderea unghiului. Ăsta este glaucomul prin închiderea unghiului. Acest glaucom cronic care nu are neapărat simptomatologie acută, nu dă neapărat atac, poate să dea și atac, dar poate să nu dea. Și dacă nu dă atac, poate să aibă să se comporte simptomatologic ca un GPUD. Și GPUD-ul este acela care nu are simptome, cel mai frecvent. Nu doare și pacientul nu-și dă seama de pierdere de câmp vizual, pentru că practic nimeni nu poate să-și dea seama de pierdere de câmp vizual. Dar și ăsta are o excepție. Poate să dea hiperlăcrimare, epiforă și fotofobie, pur și simplu tensiunea intraoculară crescută. Ochiul poate să fie roșu, poate să fie roșu și perichieratic.
Pacientul îi face oricum testarea, un examen complet, adică e acuitate vizuală, preuza biomicroscop, dar nu o să vorbesc în cursul ăsta despre asta, ci vorbesc de lucruri care sunt relativ specifice pentru glaucom. Sensibilitatea la contrast este specifică pentru glaucom pentru că se pierde în fazele inițiale ale evoluției bolii. Recunosc, nu se face de rutină în clinică, se face mult mai mult în studii. Sensibilitatea se poate măsura cu chart-ul din partea asta sau la fel în partea asta altă și se exprimă într-un procent. Sensibilitatea la contrast se face la pacienții care văd bine. Nu ne interesează cei care văd prost. Trebuie să vezi unul și după aceea pentru finețe, dacă vrem să decelăm dacă ai probleme minore induse de glaucom, pe lângă când vizual, putem face și chestia asta. De regulă se fac în studii și nu în altceva și în prezent mai mult pentru anumite fel de cristaline ca să vadă dacă respectă sensibilitatea la contrast. La examenul polului anterior, ăsta este lucrul care este specific pentru glaucom. Restul, când ne uităm la iris, cornee, cameră, cristaline, oricum facem și chestia asta. Dar specific pentru glaucom, înainte de a face gonioscopia, pe care o să o detaliez imediat, putem face chestia asta care durează 3 secunde sau mai puțin și ne dă o informație bună. Bineînțeles, este primitivă, se cheamă tehnica Van Herick, are foarte multe moduri în care poate să dea informații greșite, dar dacă dă informații ca aici, atunci putem să tragem niște concluzii. Și la ce mă refer? Tehnica Van Herick implică că punem lampa biomicroscopului cu fantă foarte îngustă, lumină maximă, și o punem cam la 45-60 de grade pe limbul temporal. Și intrăm cu lumina în cameră până vedem fanta iriană. În momentul ăla comparăm grosimile între reflexul epitelial cornean și reflexul endotelial cornean, grosimea dintre aceste două, care e practic grosimea corneei, cu grosimea dintre endoteliu cornean și iris, care este practic profunzimea camerei anterioare în temporal. În imaginea din stânga este mi se pare că este egală grosimea celor două și în imaginea din dreapta mi se pare că este dublă cea dintre endoteliu și iris. Este o metodă adjuvantă pentru cazul în care gonioscopia este foarte greu de făcut, dar nu înlocuiește sub nicio formă gonioscopia. Măsurarea presiunii intraoculare se cheamă tonometrie, sunt foarte multe feluri de tonometrie, două categorii mari, prin aplanație sau prin indentație. Prin aplanație este considerată cea mai bună metodă, se bazează pe principiul Imbert-Fick, adică aplatizăm cornea centrală, forța cu care trebuie să aplatizăm cornea centrală este egală cu presiunea intraoculară. Asta spune principiul Imbert-Fick. Bineînțeles că el presupune că există un conținător ideal cu perete subțire, ceea ce nu este realitate în practică. Aplanatometria Goldman este în continuare gold standardul. Nimic nu poate să o depășească din punct de vedere al preciziei, așa că sfatul meu este să faceți întotdeauna și numai asta, dacă puteți, dacă aveți la îndemână în unde lucrați Goldmanul. El arată așa, unul din modele, sunt mai multe modele, chiar și de cele făcute de Hackstride, care e prima firmă care a făcut tonometrul Goldman. Există și Goldman-like, cum avem noi în spital aici la Hovari. Este constantă o prismă dublă, care este aici, se poate scoate și steriliza, mă rog, dezinfecta mai exact. Are un diametru fix de 3,06 mm, pentru puteți citi voi de ce este fix și nu este variabil, și cilindru de care se reglează forța de aplanație. Pacientul se așează în felul ăsta, se folosește fluorescenă sau nu. Dacă vrei să fii un pic mai imprecis, poți să nu folosești filtru verde sau filtru albastru, nu contează ce culoare are lampa microscopului. Dacă pui fluorescenă, se vede un pic mai bine cu albastru. Și la acest model de tonometru, care este modelul Hackstride, care se pune pe microscopele tip Hackstride, de aici de jos se poate, trebuie de fapt, nu doar că se poate, trebuie centrat astfel încât sonda tonometrului să pice perpendicular pe cornee. De aici se poate modifica pentru ochiul drept și pentru ochiul stâng poziția. Examinatorul vede chestia asta, două mire care sunt de fapt meniscul de film lacrimal îmbibat cu fluorescenă, care se află în jurul prismei. Deci, practic, prisma micșorează și reflectă meniscul de film lacrimal care se află la periferie. Noi le aducem în contact în felul ăsta pentru că așa este gândită prisma, ca când aduse marginea internă la marginea internă, să știm că atunci este prisma perfect aplanată pe cornee. Bineînțeles că grosimea acestei mire poate să difere în funcție de cât de lăcrimos este ochiul și cât de multă fluorescenă ai pus. Este important să încerci să standardizezi lucrurile astea, adică după ce ai pus fluorescenă să aștepți un pic,
să pui pacientul să clipească, nu trebuie să te grăbești, pentru că poți să ai fals pozitive dacă sunt mirile prea groase, dar chiar dacă sunt prea groase, măsurătorile false nu vor fi mult greșite. Vor fi poate cu 2 mm în plus, 4 mm în plus sau minus, în funcție de cât de mult ai folosit sau de puțin. Mult mai frecvent să greșești este din cauza unei atingeri cu pleoapa a sondei. Foarte important să nu se întâmple chestia asta. Foarte important să-ți dai seama că s-a întâmplat și să repeți, să nu consideri valabilă măsurătoarea aia. Și dacă ochiul este hiperlăcrimos și este o mare baltă de film lacrimal în bacul fluorescent, atunci măsurătoarea o să fie cu totul greșită. E important să știm când este posibil să greșim măsurătoarea, să recunoaștem și să știm sigur că am luat tensiunea bine atunci când am luat-o. Cea mai bună sursă de informații pentru tonometrul Goldmann, pe care vă sfătuiesc foarte mult să o citiți, când îl folosim, cum se dezinfectează, este de pe site-ul lor, de la Hackstein, manual de utilizare al tonometrului. Este foarte extensiv și foarte medical și corect scris, merită citit. Evaluarea unghiului camerei anterioare după ce facem tonometria implică să știm ce fel de expunere a unghiului avem. Trabecul este, de fapt, zona care ne interesează, că pe aici se duce umor apos în afară ochiului. Vrem să știm cât de abordabil este trabecul de către fluxul de umor apos. Este deschis unghiul, este irisul foarte înalt inserat sau este irisul în contact cu trabecul sau mai sus de trabecul. Sunt lucruri care sunt importante pentru că dictează foarte mult atitudinea terapeutică și prognosticul vizual al pacientului. Conioscopie se numește, bineînțeles, investigația. Identifică forma de glaucom. Este fundamentală de făcut în glaucom. Nu poți fără. Îți clasifică glaucomul într-o anumită formă. Te ajută să faci laser dacă trebuie făcut laser. Și urmărești unghiul postoperator pentru că e posibil să se modifice. Deci conioscopia nu se face odată în viață și gata. Se face mai frecvent în funcție de apariția unor lucruri care au dus la posibilă modificare a anatomiei, cum ar fi scoaterea cristalinului, de exemplu. Ca să faci gonioscopia, ai nevoie de lentile de contact. Motivul pentru care ai nevoie de lentile de contact, pentru că nu se vede altfel, din cauza unui fenomen care se cheamă reflexie totală internă, în lumina nu poate ieși din interiorul ochiului de la nivelul unghiului, pentru că cornea se comportă ca o oglindă și reflectă toată imaginea înapoi în ochi. De aceea îți trebuie o lentile de contact. Două feluri, directe și indirecte. Deci și gonioscopia este la rândul ei directă și indirectă. Cea directă se face cu lentile sferice, cu plus mare, cu o formă care se mulează de suprafața corneei. Sunt cele care sunt scrise la exemple acolo, modelele posibile, și se folosesc în chirurgie, în sala de operație sau la investigații sub anestezie generală asupra copiilor cel mai frecvent. Mult mai frecvent folosite sunt cele din partea dreaptă a imaginii, conioscopia indirectă, cu lentile, cu prismă sau oglindă, modelele Goldmann sau Zeiss. Asta este un film despre gonioscopie care știu că nu o să meargă, așa că mergem mai departe. Folosind lentila de gonioscopie, trebuie să vedem imaginea cam atât de bine, ar fi ideal. Nu ne uităm în unghi, numărăm elementele pe care le vedem, știm că anatomic avem de sus în jos linie șvalbe, trabecul anterior care este mai puțin pigmentat, trabecul posterior care este banda asta de aici mai pigmentată, sub ea pintenele sclerale, o bandă albă intensă, si de fie mai albă decât trabecul anterior, și sub pintenele scleral banda ciliară sau corpul ciliar. Ăsta ar fi un unghi deschis cu toate elementele. În această poză mai există și o mare sinechie aici și niște mici procese iriene. Pentru studiu suplimentar asupra gonioscopiei, vă recomand site-ul gonioscopy.org, foarte bun, foarte exhaustiv. Sunt cel puțin trei clasificări pentru gonioscopie. Clasificarea 6, cea pe care o predăm noi studenților, este destul de simplistă, este prima, nu neapărat imprecisă sau precisă, ci nu surprinde toate informațiile. Clasificarea ȘPET ar fi mai bună decât asta. Recunosc că noi folosim o șaie modificată în care avem gradele inversate. Da, asta e. Clasificarea șaie originală este așa, cu gradul 4, unghiul închis. Noi folosim invers, nu spunem doar câte elemente vedem. Gradul 4 înseamnă că unghiul este închis, nu se vede nimic, niciun element, nici linia șvalbe sau doar foarte puțin linia șvalbe. Gradul 3 înseamnă că unghiul este îngust, se vede linia șvalbe și trabecul anterior. Nu se vede trabecul posterior, asta e important. Trabecul posterior este mai degrabă responsabil de filtrare decât trabecul anterior. În gradul 2 unghiul este moderat, îngust, se vede trabecul în totalitate, dar
Atât. Nu prea se vede pintele scleral, ceea ce înseamnă că unghiul este doar suficient deschis încât să nu facă tensiuni prin închiderea unghiului, dar înseamnă că este posibil, e posibil să se închide, e puțin probabil, dar e posibil. Gradul 1 înseamnă unghi deschis, se poate vizualiza pintele scleral și mai este wide, așa este clasificarea, așa e făcută, wide înseamnă că se vede și banda ciliară. Astea două, gradul 1 și wide, nu se închid. Tipul wide de unghi este specific pentru miopi, care au axul anterior posterior mare și deci probabil și ACD-ul mare, adică profunzimea camerei anterior mare, și a facilor, adică cei care nu mai au cristalin, pentru că ei sus se poziționează mai în spate la ei. Altă metodă de a investiga polul anterior UBM-ul, ultrabiomicroscopie, este investigație ultrasonică, se poate face prin medii opace, ne dă importantă informație despre corpul ciliar, nu prea avem alte investigații care să ne spună dacă există vreun proces patologic la nivelul corpului ciliar. Și ceva relativ echivalent, OCT-ul de segment anterior, dar, după cum știți, OCT-ul este o investigație optică, are nevoie de medii transparente și, în consecință, nu vede în spatele irisului. După cum se vede aici, este o zonă foarte hiperreflectivă, care este epitelul pigmentar irian, care se află pe spatele irisului. În față este stroma iriană, pe spate este epitelul pigmentar și el blochează toată lumina, deci aici este întuneric optic, pe când la OCT, nu este, la UBM, nu este așa. Practica ca aplicația OCT-ului de segment anterior în glaucom, foarte limitată, nu prea are foarte mult sens. Momentan, în oftalmologie, OCT-ul de segment anterior se folosește mult și aproape exclusiv în corneologie, în transplante corneene, endoteliale, cel mai adesea și acolo este, într-adevăr, extrem de util, indispensabil, de fapt, cuvântul. În glaucom este foarte dispensabil, nu ai nevoie de el. Pentru că dacă poți să faci OCT-ul de segment anterior, poți să faci și gonioscopie, nu este nimic care să te împiedice. Și gonioscopie este superioară din punct de vedere al detaliilor și fineții OCT-ului. Ce mai faci pacientului? Trebuie să faci perimetrie, adică câmpul vizual. Ești obligat, nu e de negociat aici. Câmpul vizual este definit ca area spațială din fața ochilor în care obiectele sunt văzute fără mișcarea ochilor. Asta e foarte important de știut. Sunt două feluri. Istoric, prima a fost cinetică, Goldman, și mai recent, dar nu neapărat foarte recent, ci ultimii 25 de ani, mai mult de 25 de ani, când greșesc, 35 de ani, statică computerizată Humphrey, care este în continuare gold standardul. Deficiențe de câmp vizual sunt frecvent detectate după pierderea campaților sau din axoni, adică există o mare rezervă și redundanță de axon la nivelul fundului de ochi, pe care poți să-i pierzi până să-ți apară deficiențe de câmp vizual. Ăsta este ceea ce se cheamă glaucom preperimetric, adică ai glaucom, ai tensiune și ai pierdere tresul nervos, dar nu se vede pe câmpul vizual chestia asta încă. Perimetria cinetică Goldman se face cu un asistent de oftalmologie, este nevoie de o persoană care să fie activă în timp ce se face perimetria. Pacientul are aici un trigger pe care apasă când vede lumina. Stimul luminos vine din periferie, el se poate regla în dimensiune și în intensitate. Și examinatorul cu acest braț desenează pe această hârtie, care se printout aici, nu e printout, e desen de fapt, zona unde pacientul începe să vadă lumina. Și ea este conectată printr-un braț exact la lumină, ca să nu existe variabilitate din punctul ăsta de vedere. Și examinatorul se uită printr-un ocular ca să se asigure că pacientul privește drept. În prezent, perimetria Goldman se folosește mai ales în neurooftalmologie sau glaucome extrem de avansate cu pacienți care nu cooperează. Mult mai frecvent se folosește SAP-ul, adică Standard Automated Perimetry, în orice variantă. Humphrey e ce predăm noi studenților. Printout-ul la Humphrey arată așa. Pe scurt și repede despre asta, pentru că nu este un curs despre câmp vizual. Ne uităm la criteriile de validitate a testului, adică dacă a fixat, dacă a pierdut fixația, dacă a dat fals pozitive sau false negative, trebuie să fie joase, îți pune testul cât de joase, de aici, te uiți aici, scrie că este within, aici nu asta înseamnă, dar ți-ar fi spus dacă era low reliability test, dacă pacientul avea foarte multe erori. Te uiți la durata testului, să nu dureze prea mult pentru un protocol. SITA standard este protocolul în care se arată spoturile luminoase. La Humphrey, spoturile nu se mișcă, ci se aprind în anumită zona cupolei și pacientul spune doar dacă l-a văzut sau nu. Nu e nevoie de niciun asistent, aici se face automatizat
examinatorul poate să dea drumul testului și să plece. Stimulul sunt 3 roman și white, înseamnă că este dimensiunea 3 de la Goldman, că este bazat pe acel tip de perimetrie. Se pune corecția optică a pacientului pentru intermediar sau aproape. Zona de aici se ignoră cu totul, asta e nerelevantă, aici se glumește în glaucomatologie că e locul unde îți pui cana de cafea ca să nu te uiți pe chestia asta, pentru că îți dă informații eronate. Aici avem informațiile în decibeli măsurate de sensibilitate în fiecare punct retinian, punct din câmpul vizual. Din aceste date se extrage plotul de aici, care este un plot normalizat după vârstă, sex și etnie al acestor date de aici. Și este de fapt harta de deviație. Cât față de standard este acest pacient deviat. Și aici vedem că avem un minus 1, un 1, un 3, adică aici vede cu 1 mai bine decât un pacient de aceeași vârstă, etnie și sex, și aici vede cu minus 1, mai decibeli, mai puțin, deci decât un pacient similar. Și se face harta asta de deviații, care arată normal. Din harta de deviații se face harta de pattern deviation, în care după un anumit protocol, vă sfătuiesc să citiți și cartea de perimetrie, dacă vreți să știți cum se face chestia asta, se ia a 7-a cea mai mică valoare, se scade, se corectează și se face pattern deviation. Ce ne dau, astea sunt singurele grafice la care trebuie să ne uităm de fapt. Ne uităm mai întâi, vedem că e pacientul, că testul este interpretabil, deci în direct aici. Aici, aici și după aici. Cam asta este zona cum ne uităm pe câmpul vizual. Pattern deviation încearcă să scoată în evidență dacă din total deviation sunt modificări care să se localizeze preferențial într-un hemimeridian sau într-o anumită zonă. Asta este relevant dacă pacientul are alte modificări pentru care nu vede neapărat bine, nu are un câmp vizual excelent. Și el s-a fost gândit pentru situațiile în care ai glaucom plus cataractă. Și dacă ai glaucom plus cataractă, o să ai probleme de câmp vizual și din cauza glaucomului și din cauza cataractei. Dar cum poți să știi care-i care? Glaucom plus cataractă o să vezi în total deviation, pentru că sunt amândouă ascunse aici. Și dacă vrei să scoți glaucomul și să excluzi cataracta din deviation, atunci pattern deviation te poate ajuta, pentru că o singură valoare este scăzută din tot total deviation și se poate scoate în evidență dacă există vreun defect focal. Și defectele focale sunt ceea ce este relevant în glaucom. Și câmpul îți scoate aceste valori de aici, VFI, Visual Field Index, MD, Mean Deviation, PSD, Pattern Shifted Deviation. Valori normale sunt 0, bineînțeles. Valori pozitive sunt mai bune, dar valori mult pozitive înseamnă că testul este greșit. Valori în jurul 0 sunt absolut în regulă. Și ultima generație, să zicem, de câmp vizual ar fi fundus automated perimetry. Seamănă foarte mult cu cele dinainte, numai că aparatul în timp ce îți face câmpul vizual îți și verifică tracking-ul retinian, adică îți suprapune aceste valori peste zona anatomică. Nu este doar o poză care a fost pusă aici, ci în timp ce se făcea investigația, aparatul verifica în ce zonă retinială pica stimulul luminos. Nu știu dacă are neapărat relevanță să se facă lucrul ăsta, dar există și v-am spus despre ea. Evaluarea RNFL-ului anatomic, trebuie să vedem dacă există pierdere de țesut nervos, de fapt dacă există patologie. Și cum facem chestia asta? Istoric, la început se făceau poze, stereofotografii, erau primele lucruri care se făceau la nivelul fundului de ochi și se pot face în continuare dacă nu te bazezi foarte mult pe OCT. Și, de fapt, este ceea ce facem noi când ne uităm la fundul de ochi cu o lentilă de indirect. Și ne uităm la papila nervului optic și încercăm să evaluăm statusul ei, să vedem dacă este probabil sau posibil să fie avut sau să aibă glaucom. Ne uităm la excavație, dacă este centrală. Astea sunt niște standarde cu cupă disc mai mică de 0,3. Nu este bătută în cuie, este doar ce este de regulă scris. Mai mică de 0,3 este sigur în regulă, cu asimetrie fiziologică de până la 0,2 între cei doi ochi. Inelul neuroretinian să fie bine vascularizat și ne uităm un pic la poză pentru cei care poate nu știu despre ce vorbesc. Ăsta este nervul optic, în centru este cupa, la periferie este discul, între ele este un inel. Inelul se cheamă inel neuroretinian, este format din totalitatea axonilor celulor ganglionare. Sunt aproximativ 1 milion aici, în poza asta și la pacienți normali. În fundul cupei se văd poate niște mici puncte negre care sunt mai mari superior și mai mari inferior. Aici se văd doar asta de sus. Asta este lamina cribrosa care are perforațiile în acest fel sub formă de clepsidră, în sensul că sunt mai mari
pe o clepsidă ținută vertical și sunt mai mici pe meridianul ăsta orizontal. Ca progresia unei excavații durează niște ani, poate să nu dureze ani dacă tensiunea e foarte mare și necontrolată, cu cât mai mare tensiunea, cu atât mai rapidă progresia. Și vasele tind să se miște în timpul ăsta, ăsta este ce vrea să ne arate slide-ul, este că la început, când nu exista niciun sau minimă excavație, vasele stau normal, ieșeau din mijloc, pentru că artera și vena centrală de retine ies din mijlocul nervului optic și după aceea ramurile lor se distribuie peste inelul neuroretinian, dar cu cât evoluează boala glaucomatoasă și cupping-ul, vasele urmează tot timpul marginea excavației și marginea inelului retinian și asta ne poate ajuta pe noi să ne dăm seama unde este marginea cupei, acolo unde ea nu este evidentă. În ce fel? Aici vas circumliniar care merge până la marginea cupei și face un cot după cupă. Cotul vasului circumliniar este un element foarte util pe care trebuie să-l știm, că acolo putem desena noi imaginar marginea cupei. Deci aici am avea un raport 0304, dacă este să definim marginea cupei ca fiind aici. Aici este o hemoragie în așchie peridiscală specifică pentru o anumită patologie de glaucom, glaucomă normotensiv. Aici este cealaltă extremă, în care inelul retinian nu mai există. Zona asta albă de aici este inel eșnic, se cheamă, este expunerea sclerei prin atrofie peripapilară, nu face parte din disc, deci pe asta nu o luăm în considerare. Aici este discul și aici este cupa. Practic sunt suprapuse, deci excavația este totală. Cupa disc, raportul cupa disc este 1 în situația asta. Vasele sunt împinse către nazal în zona de aici. Asta este iarăși ceva important în glaucom, cum împinge nazalizarea vaselor. Lamina cribroza foarte bine vizualizată în poza asta, sus și jos ochiurile mai mari. Raportul cupă-disc este mare aici, dar nu înseamnă neapărat că este glaucom. Dacă în poza asta nu avem niciun dubiu că este excavație totală, glaucom este absolut, pacientul probabil nu vede nimica. Aici, deși excavația este mare, e posibil să nu fie glaucom, deși este improbabil, dar nu prin dimensiunea cupei disc, ci prin faptul că există nociul ăsta aici. Altfel, vizualizarea laminei cribroza se întâmplă foarte frecvent și la pacienții normali, fără glaucom, nu spune nimic, nu comportă informații referitoare la boala glaucomatoasă. Ce este important de știut este ca cupa să fie un cerc perfect. Dacă cupa este un cerc perfect, excavația poate fi oricât de mare. Mă rog, nu așa, că și aici este un cerc perfect, dar atâta vreme cât există inel neuroretinian bine vascularizat și cupa este rotundă, nu trebuie să-ți faci griji foarte mari. Bineînțeles, faci investigațiile și îți faci treaba și due diligence, dar nu trebuie să te sperie foarte mult o cupă disc mare dacă restul elementelor sunt importante. Și mai importante sunt astea, omogenitatea curburii și troficitatea inelului retinian. Unele discuri optice sunt foarte greu de examinat, adică nu se vede foarte clar diferențierea dintre cupă și disc. În situațiile astea, poate mai utile sunt investigațiile imagistice, OCT-ul și HRT-ul. Aici, din nou, vasul ăsta circumliniar pare a fi la marginea excavației, dar aici, pe zona centrală, zona temporală, nu știm exact unde este. Este aici sau este aici sau aici? E foarte greu de spus. În nazal pare că este foarte excavată și asta pare a fi o cupă disc foarte mare, probabil 1. Uneori, prin liza axonilor, rămân reminiscențe ale axonilor care se văd așa, ca și cum ar fi o falsă, un fals inel neuroretinian. Alte situații în care există atrofie peripapilară și paloarea discului, poate din alte motive, poate nu, poate constituțional, în care cupa disc e foarte greu de spus. Nici nu o să mă aventurez să spun aici cât este, că nu am de unde să știu. În RNFL, noi ce facem cu raportul cupă disc este să găsim un proxy pentru RNFL. Adică nu, pe noi ne interesează efectiv cât e cupa disc, ci ne interesează cât de mult axoni viabili sunt. Asta e, de fapt, întrebarea pe care o punem. Mai putem vedea RNFL-ul și direct. Dacă ne uităm cu frecvent cu lumină aneritră, nu neapărat când poza este făcută prin, și apoi este photoshopată, cred, și se vede RNFL-ul așa cum era distribuit în poza aceea la începutul cursului. La regulă nu se vede așa. Și dacă vrei să ai o imagine bună
la biomicroscopul lentilar NFL-ului poți să folosești lumina aneritră, adică lumină verde, să o pui înclinată și să scazi luminositatea microscopului puțin și să te uiți între vena temporală, inferioară sau superioară și arteră și aici ar fi la un diametru papilar de papilă, de aici începând, și să te uiți, să tragi un pic microscopul cu focalizarea mai în față, mai spre ILM, și să încerci să vezi desenul ăsta fibrilar al RNFL-ului. Se poate vedea mai tot timpul, dar trebuie să ai un pic de antrenament. Dacă folosești, cum v-am spus, lumina aneritră, se vede un defect focal, adică RNFL-ul este luminos, aprins și după aceea este o zonă întunecată, care, bineînțeles, are o formă triunghiulară și se cheamă wedge defect. Asta este poza și asta din partea asta la altă este de pe OCT, harta de deviație, în care se vede că, de fapt, ceea ce vedem optic este într-adevăr un defect în grosimea RNFL-ului. OCT-ul este investigație imagistică de elecție în prezent pentru glaucom. În mulți ani HRT-ul a fost superioară. De ceva vreme au fost considerate egale. Unii spun că OCT-ul este superior acum. Vom discuta și despre HRT imediat. OCT-ul utilizează interferometrie în spectru infraroșu pentru a captura imagine, indiferent de care OCT ai, de pol anterior, de pol posterior, și poți să faci analiza RNFL-ului cu el. La ce trebuie să te uiți la OCT este cât de gros e RNFL-ul, bineînțeles, cât de gros este complexul ganglion cell layer inner plexiform, asta putem face acum de când avem OCT-urile mai bune. Deviația standard, ce v-am arătat mai devreme și nou acum, area inelului, volumul inelului și forma excavației. Așa arată un printout de OCT de nerv. Pe partea stângă este nervul și pe partea dreaptă este macula, dar macula făcută pentru glaucom, adică este tot un macular cube, ca și cum ne-ar interesa, nu știu, edem macular sau membrană limitantă internă, patologie maculară, dar este pus pe program să ne arate, scoate în evidență care este grosimea complexului ganglion cell layer și inner plexiform. Înapoi pe stânga. Pentru ambii ochi, ochiul drept este pe partea stângă și ochiul stâng pe partea dreaptă, ne uităm mai întâi la thickness map pe ambele părți. Conform cu vasele, pe arcadele temporale superioare și inferioare, aici este și RNFL-ul cel mai gros, nu doar că este retina mai groasă acolo prin prisma vaselor, ci și RNFL-ul efectiv este mai gros acolo. Harta de deviație putem trage concluzii, adică acest pacient este pe roșu în toate zonele astea, deci față de un pacient, față de baza de date normativă a aparatului, avem informații că el este în handicap, adică are mai puțin RNFL decât ar trebui să aibă. Pe ambii ochi se întâmplă același lucru. În celelalte trei secțiuni tomografice sunt secțiune orizontală, secțiune verticală și secțiune circulară. Secțiunea circulară este una relativ importantă, că din asta de jos se scoate cea de aici, unde scrie RNFL thickness, adică acest cerc portocaliu, care este făcut la o dimensiune fixă față de disc, la o distanță fixă față de disc. Pe curbura asta, ea este întinsă și făcut acest thickness. Harta asta de RNFL thickness se numește T-SNP, T-SNP adică de la temporal superior, nasal inferior și temporal din nou, în care grosimea RNFL-ului este expusă într-un mod liniar. Și un ochi este cu linie continuă, un ochi este cu linie întreruptă, aveți aici legenda, ambii ochi sunt foarte mult în zona roșie, ceea ce se suprapune, bineînțeles, cu ceea ce vedem aici pe hartă de deviație. RNFL-ul ar fi pe zona de jos, grosimea care este cuprinsă între outline. Și ăsta este mai mic în toate cadranele și grosimile le aveți scrise aici pe orele de ceas, cât de subțire este, sub 50 în toate, doar într-o singură zonă este bună, adică în nazal, la ochiul drept, cum este normal, căci în nazal este fasciculul cel mai gros de RNFL care nu merge foarte departe neapărat. Știu cum am spus că RNFL este gros pe arcade, da, dar așa este și este gros și interpapilul macular, practic este gros peste tot. Este un mic amendament de făcut aici. În fasciculul interpapilul macular, el este gros când vine către nerv, după aia se etalează. Când pleacă din nerv, el este cel mai gros pe vase,
căci astea sunt conductele care transportă către periferie și sunt foarte multe și sunt foarte aglomerate. Aici sunt foarte multe, dar nu sunt neapărat la fel de aglomerate. Și nazal, în situația asta este mai gros RNFL-ul, căci în mod normal nu este, pentru că nazal se pierde ultimul RNFL-ul. De aceea mulți pacienți care au glaucom foarte avansat au acel pele temporal sau percepție luminoasă temporală, pentru că nazal este ultimul loc unde se pierde RNFL-ul. Regula isn't, pentru cei care vreți să citiți mai mult, nu se respectă de regulă, dar atunci când nu se respectă, nu e nimica. Regula isn't are valoare doar în primii ani de rezidențiat, în practică este egală cu zero. Pe ochiul stâng, la fel, glaucom foarte avansat, status foarte similar, iar și aici nazal este mai bine decât în rest, din același motiv. Același pacient, pe macular thickness, vedem că și grosimea complexului ganglion cellular și inner plexiform este redusă semnificativ pe ambii ochi. Asta este echivalentul grosimilor care sunt calculate prin swept source OCT. Aceste lucruri nu se pot face la un OCT care nu este swept source, deci care este doar spectral domain și care nu are cealaltă sursă de iluminare. Deci de generația a doua nu este suficient ca să-ți facă această hartă. Ăsta era un glaucom, primul a fost un glaucom foarte avansat pe ambii ochi, ce v-am arătat, acesta este avansat doar pe ochiul drept. Din nou, nu este un curs despre OCT de nerv, dar minime informații vă spun. Un ajutor foarte mare pentru urmărirea în timp sunt aceste date pe care le avem aici. Pur și simplu valori care ne spun care sunt quantumurile nervului, ce arie are, ce volum al inelului neuroretinian există. Calculează niște cupe disc, el, putem să le folosim pe astea, teoretic astea sunt cele reale. Ce vedem noi clinic frecvent nu corespunde cu ele. Nu înseamnă nimic, putem spune că clinic ni se pare așa, dacă OCT-ul ne arată altfel. În acest pacient, ochiul drept este glaucom avansat și ochiul stâng nu are aproape deloc. Pe RNFL thickness, ochiul stâng e cel cu linia punctată, merge pe verde foarte bine, pe când ochiul drept este pe roșu în multe cadrane. Nu se folosește foarte mult neuroretinal rim thickness, adică grosimea inelului, pentru că nu este la fel de sensibilă modificărilor pe cum este RNFL thickness. Deci în hărțile astea două, mult mai importantă asta de jos. Și altceva ce este de făcut în context clinic la acești pacienți este integrarea cu câmpul vizual. Adică dacă vezi un defect, cum ar fi la acest pacient, pe OCT, în inferotemporal, un mare wedge defect, vedem pe RNFL tisnit normative data, în inferior și temporal aici, inferior și temporal. Este foarte subțire, pe roșu. Clinic, vedem că vasul ăsta circumliniar este prăbușit. După aceea, la marginea discului face o mică curbură și pe aia merge mai departe. Ne așteptăm ca acest pacient să aibă o tulburare de câmp vizual. Bineînțeles, în cadranul superior, cum se vede în pattern deviation-ul de aici. E important să facem lucrurile astea. Pentru că poți să ai pacienți care au probleme de OCT, de RNFL din alte cauze, se poate, și deci să nu aibă neapărat tulburări de câmp vizual. Sau să aibă tulburări de câmp vizual care nu sunt legate de nerv optic. Pot fi de transparența mediilor, leucoame, corneene, cataracte, de un anumit fel. Tomografia Heidelberg este o investigație care nu se bazează pe interferometrie în spectrul infraroșu, cum face OCT-ul, ci este bazată pe laser. Și are, din acest motiv, o penetranță un pic mai bună înspre posterior, sau cel puțin avea comparată cu OCT-urile de generații mai vechi. Dar de când OCT-ul a devenit swept source, este la fel sau poate mai bun decât Heidelbergul. Din punct de vedere al printout-ului de la Heidelberg, arată quasi identic cu OCT-ul, face și el macular thickness, CGL și IPL, scoate și ele aceleași valori, deci sunt oarecum omologe, nu sunt interschimbabile însă valorile, că sunt colectate în alt fel, dar poți urmări foarte bine un pacient și cu tomografie Heidelberg în prezent. Asta a fost partea de investigații. Dacă aveți întrebări până acum, aș vrea să le puneți înainte să trecem la partea de
entități clinice. Ok. Din nou, am revenit la acești doi termeni. Neuroglaucom primar cu unghi deschis, dar și cel cu unghi închis și cel secundar, toate sunt, de fapt, neuropatii multifactoriale cronice progresive. Dar probabil că cel cu unghi deschis este emblematic pentru acest lucru, pentru că este departe cel mai frecvent. Îl găsim după 35 de ani, cu hipertensiune intraoculară, cu defect perimetric, cu unghi deschis și cam atât. Avem și excepții. Tensiune limită normale, adică normal tension glaucoma. O să discutăm despre el. Sau glaucomul cu hipertonie intraoculară, dar fără modificări de câmp vizual sau pierdere subnervos. Asta înseamnă că acest pacient are pur și simplu tensiune intraoculară mare din alte motive, dar încă nu a pierdut câmp vizual și țesut nervos. După cum știm, poate să pierde țesut nervos, bine mersi, până să pierdă câmp vizual, dar această entitate de hipertonie intraoculară, că așa se diagnostichează, nu are nici pierdere țesut nervos. Acești pacienți trebuie urmăriți, ei pot fi și tratați, chiar dacă nu au leziuni nervoase, pentru că sunt de regulă la risc pentru a dezvolta glaucom. De asemenea, poți să și nu-i tratezi pe aceia dacă știi sigur că te înțelegi cu ei și vin la control când îi chemi. Ce trebuie să întrebi pacienții cu glaucom? Iarăși, din nou, istoric și anamneză, le faci examinarea oftalmologică normal, dar ca să poți pune diagnosticul primitiv de unghi deschis, trebuie să excluzi alte chestii, cum ar fi glaucome secundare cu unghi deschis sau glaucome primitive sau secundare prin închiderea unghiului. Și pentru asta, ce poți vedea la polul anterior, scuze? Edem cornean poți să vezi dacă e tensiunea mare, precipitate pigmentare endoteliale poți să vezi dacă există, dacă e un glaucom uveitic, camera o anterior evaluezi ca profunzime și poți să vezi celule, cum se întâmplă în uveita Fuchs, care este o uveită cronică de glaucom prin mai multe mecanisme și vezi celule toată viața în camera pacientului, niciodată nu dispar. Hifemă poate să dea glaucom. La iris poți să vezi atrofii sinechii sau bombarea lui, pseudoexfolieri. La cristalin poți să vezi lucruri care țin de cristalin, care induc glaucom. Toate cad sub incidența entității patologice care se cheamă lens-induced glaucoma și sunt aceste trei feluri. Facomorfic, adică este extrem de gros cristalinul, facolitic, adică, sau faconafilactic, cumva în același spectru de boală, și prin subluxație, numit facotopic în anumite publicații, dar nu neapărat în ce puteți găsi pe Google, nu există cuvântul facotopic. Dar prin luxația sau subluxația, nu luxația completă, laxitate zonulară, cristalinul poate să vină în față să creeze bloc pupilar. La fund de ochi o să vedem un raport cupă disc crescut cu cupping al papilei, adică subțirea ineului neuroretinian. În RNFL vedem wedge defect. La disc vedem notching, asimetria cupei față de disc, împingerea nazală a vaselor, adică nasal shifting, denudarea vaselor, adică bearing of a circumlinear vessel. Măsurăm presiunea, facem gonioscopie obligatoriu ca să știm dacă e GPUD, că poate nu este GPUD, poate e o formă particulară, poate la Van Herrick ne iese că de fapt pare a fi deschisă camera, dar de fapt unghiul este închis. În afară de gonioscopie este singura, pentru că ne interesează neapărat să probabil să avem dreptate cu cum e unghiul. Trebuie să știm exact cum e unghiul și numai gonioscopia poate să spună chestia asta. Grosimea corneei se măsoară din două motive. Una este că ajustăm tensiunea în funcție de ea și doi este că dacă facem acea corelație cu lamina cribrosă de care spuneam inițial. Perimetria normal la toți pacienții, la un moment dat, mai mult sau mai des, și studiu imagistic la toți pacienții. UBM și anterior segmentosity doar dacă avem nevoie. Și în principal doar UBM dacă nu putem face gonioscopie din motive de transparență. Cum tratăm? Și de ce tratăm? Tratăm cam orice hipertonie în general. Putem să nu tratăm în anumite situații dacă vrem neapărat să fim foarte curajoși. Ideea este să scazi tensiunea înainte de apariția deficiților vizuale. Tratezi orice ochi unic care are hipertonie, indiferent de cum arată câmpul, indiferent de cum arată OCT-ul. Tratezi dacă are tensiune și compliență scăzută la monitorizare, indiferent de altceva. Tratezi orice tensiune mare fără leziuni la examinări repetate, este aceeași situație cu hipertonie intraoculară fără leziuni. Tratezi indiferent de tensiune, dacă există progresie perimetrică sau și nici pe OCT, pentru că
trebuie să ai în vedere faptul că orice investigație faci tu pacientului e posibil să greșească uneori. Și asta se întâmplă și la OCT. Poți uneori, din anumite motive, care țin de anatomie sau și transparența mediilor, OCT-ul să greșească. E important să verifici și criteriile de interpretabilitate ale OCT-ului. Atâta vreme cât există deficit perimetric care progresează, nu te interesează foarte mult OCT-ul, pentru că trebuie să vă gândiți în felul în care există țesut nervos, care devine disfuncțional, dar nu se pierde neapărat, nu se subțiază. Deci OCT-ul o să arată la fel, că el măsoară doar grosimi, dar dacă pacientul pierde perimetrie, atunci nu ai ce întrebări să-ți mai pui. Dacă ai prezența semnelor tipice de neuropatie glaucomatoasă, adică toate cele pe care le-am enumerat mai devreme, tratezi. Dacă excavația progresează și perimetria rămâne normală, tratezi la fel. Tot timpul îți pui problema că poate greșim undeva, poate greșește OCT-ul, poate greșesc eu ca examinator sau poate greșește la câmpul vizual pacientul, ceea ce ar fi cel mai probabil lucru. Tratamentul medicamentos este de departe cel mai frecvent folosit în formele de glaucom, pentru că o minoritate a glaucomelor cu unghi deschis sunt glaucome chirurgicale. Cele mai multe, de departe, aproximativ 90% din glaucomele cu unghi deschis se tratează medicamentos. Clasic, beta-blocante, alfa-2 agoniști și inhibitori de anhidriză carbonică. Aici sunt colorate cu albastru dintr-un anumit motiv. Poate cineva să-mi spună de ce le-am colorat așa, ignorând, de fapt, ne ignorând nimic, are ceva idee de ce astea trei sunt colorate așa și după aia să alte fiecare o altă culoare? După mecanismul de acțiune. Da, așa este. Poți să și-mi spui care este mecanismul de acțiune a primelor trei? Inhibă sinteza de umoropos. Prostaglandinele nu inhibă sinteza de umoropos, ci cresc drenajul uveoscleral al umorului apos. Deci nu cel trabecular, cel uveoscleral. Mioticele cresc drenajul trabecular al umorului apos prin contracția fibrelor radiare ale corpului ciliar și deschid, trăgând de pintele scleral și de ora serata, deschid unghiul. În simultan face și mioză pilocarpina și asta poate să mai deschidă suplimentar unghiul. Dar mecanismul principal hipotonizant nu este mioza, ci este cel pe care vi l-am spus, deschiderea unghiului prin contractilitate. Și inhibitori de rochinază sunt ultimele medicamente pe piață pentru glaucom, aprobate în 2018 de FDA, se cheamă Ropresa, se folosesc în Japonia. Care este mecanismul de acțiune? Este că stimulează sau inhibă inhibiția contractilității trabeculocitelor. Trabeculul este ca un burete care, prin contracție, mecanism activ, pompează apa în afara ochiului. Dacă se pierde contractilitatea trabeculului, atunci tensiunea crește. O mare parte din disgenezia de trabecul de la glaucomele congenitale sau alte forme sau trabeculul disgenezii dobândite țin de contractilitate și nu la fel de mult de detritus sau astupare, ci de pierderea contractilității. Și inhibitori de rochinază sunt exact substanțe care inhibă inhibiția pierderii contractilității. Se mai folosesc și într-o anumită tehnică de transplant endotelial, puteți citi despre el pe cont propriu. Când începi tratamentul unui pacient cu picături, îți pui o presiune țintă în minte, care ține de cât de avansat este glaucomul în acel moment. Îl numești target IOP de atunci. Și încep cu monoterapie, frecvent beta-blocant, în Anglia și în state se folosește timololul ca primă picătură, sau analog de prostaglandine, la noi în Italia se folosește monoterapia cu analog de prostaglandină. Reexaminezi pacientul la 2-3 luni, vezi ce tensiune are. Dacă nu e bine, adaugi. Ce sunt target IOP? Există indicații de la Academia Americană, asta ar fi o formă pe care puteți să o apreciați, sau varianta simplificată, dacă e glaucom la început, target IOP să fie sub 18, dacă e avansat să fie sub 16 și dacă e sever să fie sub 10-12. În sensul în care cu cât are pacientul mai multă pierdere de țesut nervos, cu atât își permite să piardă mai puțin din acel moment încolo. Și nu trebuie să aibă fluctuații diurne. Oricum, orice pacient are fluctuații diurne, dar dacă le are, să nu crească niciodată presiunea peste 18. În condiții cronice, IOP-ul nu poate să scadă sub 8 și 10 pentru că asta este presiune vestonoasă episclerală. Deci mai mult de atâta nu poate să scadă pentru că în momentul în care ar scădea, ar avea reflux de sânge în canalul șlem și poate chiar și intraocular. Deci există situații în care prin hipotensiune oculară există hifemă.
Asta se întâmplă foarte frecvent în chirurgie, nu neapărat altfel. Când operezi glaucomul, dacă progresează rapid cu picături, dacă nu poți să-i atingi tensiunea țintă cu picături, dacă tensiunea e foarte mare și știi dinainte că nu o să poți să ajungi la tensiunea țintă cu picături, ce poți să-i faci? Clasic este operația Kearns sau trabeculectomie, cu sau fără antimetabolițe, astea sunt finețuri și nu trebuie discutate neapărat. Multă vreme s-a insistat pe folosirea antimetaboliților la pacienții tineri, căci fac fibroză, fibroza blebului. În ultimii ani, alți autori, chiar autori titrați în glaucom, spun că riscurile depășesc beneficiile. Și implantarea dispozitive de drenaj, șuntul expres sau alte tuburi sau alte șunturi. Proceduri chirurgicale mai noi, dar nu sunt neapărat noi în 2020, erau noi altă dată, dar sunt mai noi decât astea. Sclerectomia profundă, viscocanalostomia și canaloplastia cu sutură pe 360 de grade. Nu o să discut nimic de chirurgie în cursul ăsta, îmi pare rău, dacă vă așteptați la asta, plus că pe Zoom filmele nu merg la fel de bine, se văd foarte întrerupt, deci nu prea are sens să discutăm chirurgie pe Zoom. Există și proceduri laser antiglaucomatoase cu indicații stricte, nu în orice caz. Iridoplastia laser argon și doar iridoplastia laser înseamnă că cu laserul argon, care este un laser fotocoagulant, creezi arsuri, microarsuri, la nivelul irisului periferic, care induc contracția acestuia și îl îndepărtează un pic de unghi. Se face foarte frecvent în sindromul de iris în platou. Asta este ceva ce nu ține neapărat de curs, dar imaginați-vă că irisul stă un pic prea aproape de trabecul și altceva, dacă îi faci iridoplastie și induci contractilitate, îl îndepărtezi de trabecul și procedura asta poate să fie curativă și poate să fie definitivă pentru cei cu sindromul de iris în platou, unde irisul are anatomie particulară și nu rezolvi problema nici cu iridotomia laser. Sindromul de iris în platou este o entitate de glaucom prin închiderea unghiului în care irisul are formă de platou, adică de la emergența de pe corpul ciliar, merge anterior, foarte acut, foarte vertical și după aceea devine platou și după aceea se coboară și are semnul de double hump. Dacă îi faci iridoplastie laser argon, îi rezolvi în anumiți pacienți forma asta de hump din dreptul trabecului și atunci poți să-l aplatizezi acolo periferic, unde este de fapt situsul patologiei. Iridotomia laser YAG sau argon este procedura de elecție pentru blocul pupilar care se întâmplă în atacul de glaucom, se face profilactic sau curativ dacă pacientul este deja în atac. Trabeculoplastia cu laser argon, ALT, este o procedură care scade presiunea intraoculară prin crearea unor arsuri la nivelul trabecului care generează lărgirea spațiilor de la nivelul trabecului. Și trabeculoplastia laser selectivă este laser care se face cu laser YAG, care este un laser fotodistruptor, care nu generează arsură, ci creează pur și simplu mai multe spații. Practic amândouă sunt trabeculoplastie, doar că una arde și generează microcicatrici care lăgesc spațiile și asta creează spații. Sunt diferite conceptual, sunt diferite și în practică, bineînțeles. Și ciclofotocoagularea laser cu diodă transclerală endoscopică este în mod clasic este descrisă ca o procedură de ultimă rezervă în glaucomele foarte avansate, în care nu ai reușit să faci nimic ca să scazi presiunea prin metode de eflux al umorului apos și trebuie să treci la distrugerea secreției. Astea sunt de nepreferat pentru că nu are foarte mult sens. Distrugerea secreției de umor apos nu este ceva ce vrei fiziologic să faci pentru că umorul apos este necesar unei fiziopatologii în camera întreagă normală și e foarte greu de cuantificat cât corp ciliar ai distrus, cât este necesar, cât e suficient. Ăsta e motivul pentru care se face de rezervă. Bineînțeles că filmele care le produc vor să marketeze pentru cât mai multe indicații, pentru că glaucoame dureroase preabsolute nu sunt la fel de multe pe cât sunt toate celelalte glaucoame. Astea erau pozele cu filme pe care trebuia să le șterg, nu le-am șters, dar putem să discutăm. Nu discutăm. Nu are foarte mult sens, discutăm doar niște poze. GPUD, un normotensiv, este o formă de glaucom. Practic, este glaucomul cu tensiune normală, identic cu glaucomul cu unghi deschis, doar că tensiunea de referință la care gândim hipertonia se modifică.
În sens, modul în care gândim asta este că tensiunea considerată normală pentru majoritatea pacienților este anormală pentru acest pacient. Tensiunea normală între 12 și 21 a fost gândită și determinată prin experiență de-a lungul anilor. La unii pacienți, tensiunea de 19-20 e prea mare și au leziuni glaucomatoase din cauza asta. Se întâmplă mai frecvent la femei cu debut pe la 60 de ani și este un diagnostic de excludere. Adică o să vezi pierdere țesut nervos, o să vezi deficit de câmp, o să vezi tensiune normală și până să poți să-i spui că este glaucom cu tensiune normală, trebuie să excluzi multe alte lucruri care să dea acel aspect. La acești pacienți, teoria vasculară de patogeneza glaucomului este cea care funcționează. Adică acești pacienți au probleme de vascularizație periferică, au hipotensiune nocturnă, trebuie să le faci Doppler carotidian, că poate cauza asta de hipoperfuzie oculară este la nivel carotidian. De regulă miopi, pentru că lamina cribrosa și vascularizația la nivelul capului nervului optic sunt proaste. Trebuie să excluzi alte lucruri, de-aia faci examen biomicroscopic foarte atent. Trebuie să excluzi închiderea intermitentă a unghiului, pentru că există acești pacienți care, când le faci gonioscopie, unghiul pare deschis, dar din laxitate zonulară sau alte motive, unghiul se poate închide doar intermitent, adică din când în când. Am avut personal o pacientă venită la gardă pentru durere-tensiune tratată. După ce am tratat, am făcut gonioscopie, unghiul era deschis, dar povestise în momentul în care a venit la gardă că i s-a întâmplat să înceapă să doară capul și să aibă tulburări vizuale doar după ce a stat cu fața în jos. Și în momentul când a ridicat capul, simptomatologia s-a remis înainte de acel eveniment. Deci există unii pacienți cu laxitate zonulară, există și alte entități patologice cu laxitate zonulară, cum ar fi sindrom Marfan, care pot să-ți dea închiderea doar intermitent a unghiului. Sigur, pot să o dea și definitivă, dar se poate și intermitent și e important de știut. Aici presiune normală se pusă între ghilimele, că exact ce am discutat, normală pentru majoritatea, dar nu pentru acest pacient. La fundul de ochi, la glaucomul normotensiv, discul de regulă este mai mare, ideea fiind că asta este doar epidemiologie, nu are neapărat un sens, nu s-a găsit explicație, există speculație că e mai mare, are nevoie de o altă vascularizație, dar nu este suficientă. Există atrofii peripapilare, semnal acestei vascularizații insuficiente, inelul este subțire, calibrul vascular este diminuat în area peripapilară, toate lucruri care duc la ideea că vascularizația nervului optic este proastă. Și hemoragiile discului optic sunt lucruri oarecum foarte des întâlnite în glaucomul normotensiv. Nu sunt patognomonice neapărat în glaucomul normotensiv. Mă refer la hemoragii în așchie, cum am văzut într-una din poze. Sunt specifice, nu patognomonice, și prevestesc progresie în acea zonă a hemoragiei. Acești pacienți au de regulă ceva din entitățile astea. Au RNO, vasculoză periferică proastă, fie migrenă vasogenă, vasospas periferic sau alte lucruri, boli autoimune care se asociază cu RNO, vasculite sistemice sau boli vasculare sistemice, hipotensiune nocturnă, TSH mic aici, și sindrom de apnee în somn care el se asociază cu toate lucrurile astea. Și la perimetrie, deficitul este focal, frecvent și mai aproape de fixație. În diagnostic diferențial al glaucomului cu presiune normală, trebuie să excludem alte lucruri care se semene cu pierdere focală de țesut nervos. Cum am zis, închiderea intermitentă a unghiului, ocluzia de arteră centrală, alte forme de glaucom, care toate pot să mimeze, să aibă momente de îmbunătățire. Glaucom pigmentar este iarăși frecvent în felul ăsta. Anume, pacienți tineri, de regulă bărbați, care după ce fac efort, sport, box, fotbal, au spike în presiunea, un melanin shower, cum se cheamă. Melanin ajunge la nivelul trabecului, induce o creștere tranzitorie de presiune cu simptomatologia asociată, cu durere de cap, fotofobie, scăderea acuității, halouri în jurul surse de lumină, chestii care țin de demul cornean. Și după ce trece chestia asta, pacientul este liniștit, este nesimptomatic. Faci gonioscopie, unghiul este deschis, într-adevăr pigmentat, dar deschis. Și o să vezi la fund de ochi probleme de asociate acelor momente când a fost presiunea crescută.
nevrită optică și noia, alte lucruri care pot să dea defecte de când vizual, dar nu sunt glaucom. Sindromul Postner-Schlossmann seamănă foarte mult cu glaucom pigmentar sau se cheamă criza glaucomatociclitică. În momente de creștere presiunii foarte mare, cu scăderea ei imediată după aceea, cu sau fără tratament, frecvent nu are leziuni de fund de ochi, dar când are, trebuie să intre în diagnosul diferențial al glaucomului cu presiune normală. Iarăși frecvent la bărbați tineri glaucom sindrom Postner-Schlossmann. Tratamentul pentru glaucom cu presiune normală este exact la fel ca pentru cel cu presiune crescută. Nu o să fie neapărat așa de des nevoie să faci chirurgie, plus că este foarte greu să te convingi pe tine, la chirurg, că acest pacient care are tensiunea 18 trebuie operat de glaucom ca să-i fac tensiunea 10. E relativ greu. Mai frecvent se fac lasere pentru acest tip de pacient, trabeculoplastie, laseri argon sau iag. Și aceeași evaluare ca la oricare alt pacient. Glaucome secundare cu unghi deschis. Practic avem patru entități patologice pe care le discutăm acum. Am discutat primitiv cu unghi deschis, urmează secundar cu unghi deschis, urmează primitiv cu unghi închis și urmează secundar cu unghi închis. Glaucome secundare cu unghi deschis ar fi glaucomul neovascular în prima fază, în faza neovasculară. Dacă urmăriți discuțiile de pe oftalmologi pe Facebook, o să știți că există glaucom neovascular cu două faze. Glaucomul din sindromul ICE, glaucom pigmentar ce ne discutam mai devreme, este cu unghi deschis, dar este secundar, pentru că există o patologie la nivelul poliului anterior care duce la dispersia pigmentară. Glaucomul cu cele roșii este cel din hifeme ale polului, bineînțeles în polul anterior, celule care ajung la nivelul trabecului și îl astupă. Ghostel glaucoma este hemoragia în vitros, care se rezorbă foarte lent și hematile ajung să se dehemoglobinizeze și după aceea ajung în trabecul și îl obstruează și duc la creșterea presiunii. Tot secundar, tot cu unghi deschis. Glaucom facolitic, același mecanism ca cele de dinainte, ceva ajunge la nivelul trabecului și îl obstruează și detonă și inflamație locală prin liza proteinelor cristaliniene, tot secundar și tot cu unghi deschis. Glaucom pseudoexfoliativ, la fel ca facolitic, poate să dea această formă de glaucom în care materialul pseudoexfoliativ ajunge la nivelul trabecului și la stupă. Pe de altă parte, el poate să dea și glaucom secundar prin închiderea unghiului dacă induce laxitate zonulară, cum se întâmplă frecvent în PEX. Cei care lucrați în echipe de cataractă știți că se remarcă foarte des înainte de operație dacă pacientul are PEX, pentru că de regulă se asociază cu laxitate zonulară. Și în același fel poate să dea și închiderea unghiului prin laxitate. Glaucomul din uveită hipertensivă e tot secundar și tot cum deschis, prin același mecanism de depunere de detritus celular la nivelul trabecului. Mai există și situația în care uveita este de cauză herpetică și atunci este o infecție, inflamație primitivă cu virus herpetic a trabecului, se cheamă trabeculită, și tot secundar și tot cu unghi deschis. Acum, glaucomul primitiv primar cu unghi închis sau prin închiderea unghiului. Unghiul închis înseamnă contract iridotrabecular care subine prin două mecanisme, apoziție sau sinechie. Apoziție înseamnă că acolo este el, sinechie înseamnă că s-a format un țesut nou în periferie, în periferia camerei anterioare și se cheamă sinechie periferică anterioară sau PAS, în engleză, peripheral anterior sinechia. Două forme clinice de închidere a unghiului sunt atacul de glaucom, lipsește de aici cuvântul închiderea acută a unghiului, atacul de glaucom și glaucom malign sau misdirection syndrome. Aici aveam un slide. Deci închiderea pozițională este contact primar și apare de obicei la ochii cu dimensiuni de mici. Asta înseamnă ochii pe metrop de obicei, în care anatomic camera este mică și nu sunt sinechii. Și nu a avut uveită pacientul, nu a avut neovase, traumatisme sau alte lucruri. Așa este el, constituțional. Și închiderea secundară a unghiului este tot contact, care poate fi și sinechială și apozițională, care apare prin împingerea sau tragerea anterioară a diafragmei iridocristaline de alte cauze. Cataractă, care de obicei înseamnă creșterea și în volum a cristalinului, frecvent, nu neapărat, ulei de silicon în loc de vitros, care împinge anterior toată diafragma, hemoftalmus, care împinge anterior toată diafragma, sau tuboriță oculare, mecanism similar. Astea sunt închideri secundare ale unghiului și pot fi și sinechiale și apoziționale. Sinechiale sunt dacă aceste cauze durează foarte mult. Inițial, ele sunt doar apoziționale,
după aceea devin sinechiale. Sau pot fi sinechiale la început, cum ar fi glaucomul neovascular în faza a doua. Sau alte forme de sinechii. Dar avem și astea, glaucome secundare prin închiderea unghiului, imediat. Glaucom acut prin închiderea unghiului înseamnă, bineînțeles, închiderea unghiului cu creșterea marcată a tensiunii și reversibilă prin intervenție terapeutică și reversibilă și dacă nu faci nimica, dar reversibilitatea atacului de glaucom prin a nu face nimica durează cam o săptămână. Și asta înseamnă că pacientul stă cam o săptămână până dezvoltă atrofie iriene, moment în care se echilibrează presiunea dintre camerele anterioare și posteriore ochiului și atunci iese singur din atac, dar nu mai vede nimic. Simptomatologia este acută și dramatică și constă în scădere de acuitate vizuală, halouri, fenomene care țin de edem cornean, durere, cefalee, în mod normal în presiunea intraoculară crescută, durerea este în sprânceană, dar dacă presiunea este foarte mare, este pe tot hemicraniul, dar dacă este super mare, este pe tot capul, nu mai contează. Greață vărsături prin iritație meningeană, aritmii cardiace prin același mod și durere abdominale, tot iritație meningeană, pacienții știți că au fost și operați de apendicită pentru situațiile astea. Blocul pupilar este ceea ce este hallmark pentru atacul de glaucom. Blocul pupilar direct, cum este ilustrat aici, presiunea e foarte mare în camera posterioară, împinge irisul către unghi și marginea centrală a irisului rămâne în contact cu cristalinul și, de fapt, din cauza elasticității irisului, dacă îl împingi în față, în periferie, central el vrea să vină către centru. Deci, dacă presiunea crește aici și împinge irisul în periferie către anterior, irisul de la marginea pupilei vrea automat să vină posterior ca să echilibreze distribuția irisului în plan. Și cumva din cauza anatomiei cristalinului, care este în continuare bombat și aici în periferie, există un sweet spot pentru iris, adică o zonă unde nici foarte miotic și nici foarte midriatic, există un loc unde contactul dintre iris și cristalin este optim, adică foarte apropiat, care este aici. Și de aceea toți pacienții ăștia cu glaucom acut sunt în semimidriază fixă. Pentru că semimidriaza asta este locul anatomic de contact maxim între iris și cristalin și ea este fixă pentru că iris este blocat în poziția asta. Nu mai poți să-i faci de regulă nimic cu picături dacă pacientul vine în atac, așa cum este aici. Ce găsești? Tensiuni mari, peste 50, 80, 100, dai tonometru peste cap, depinde cât de... Nu contează, dacă e peste 50 e egal, poate să fie 60, 70, 80, nu e o diferență cât de mare este presiunea pentru ce urmează tu să-i faci. Scăderea, bineînțeles, acuității, edem cornean, cameră îngustă sau absentă și de regulă nu prea mai vezi nimic în spate, dar dacă ar fi să vezi, ar fi să vezi un iris periferic în contact cu linia jvalve, adică o ocluzie completă a unghiului, contact pe 360 de grade, pupila este semi-mediatică reflexivă cu congestie pericheratică, ochiul este roșu, lăcrimos, la fundul de ochi nu o să vezi pentru că în faza imediată, dar o să vezi probabil mai încolo, poți să vezi edem discal, dilatarea sistemului venos, escavația glaucomatoasă, da sau nu, nu neapărat, pentru că dacă este prima oară când face presiune prin închiderea unghiului, nu o să aibă neapărat escavație glaucomatoasă. Și gonioscopie la ochiul congenit trebuie să-i faci, că de regulă pacienții seamănă între ochi. Cum tratezi? Principal este un agent hiperosmotic care poate fi manitol sau glicerol în picătură lentă, așa se administrează, pentru că așa are efect, altfel rapid nu are efect. Duce la deshidratarea vitrosului, efectul se instalează cam în 45 de minute o oră și durează cam 12 ore. După aia, sau simultan, acetazolamidă, care sunt inhibitor de anhidrază carbonică, beta-blocant agonistopic, trebuie să ai ideea că atunci când presiunea este foarte mare intraocular, medicația nu prea ajunge. Motivul fiind că modul în care picăturile ajung în ochi sunt și cu ajutorul pompei endoteliale. Dacă pompa endotelială se luptă cu gradient și există edem cornean, picăturile nu ajung în ochi la fel de bine prin cornee și de fapt nu ajung în ochi aproape deloc dacă presiunea este foarte mare. Și de aceea sistemicul este mult superior topicului în atacul de glaucom. Analogii de prostaglandină nu se dau în atac pentru că nu au eficiență. Ele, nivelul de analogi de prostaglandină din camera anterioară este la maximum în atacul de glaucom pentru că inflamația care rezultă din cauza durerii și din cauza dilatării stretching-ului irian induce multă inflamație în camera anterioară.
Deci, analogii de prostaglandină nu pot fi eficienți în acel moment, nu numai că n-ajung, dar nici dacă ar ajunge, n-ar fi eficienți. Și analgezice, mă rog, nu sunt neapărat patogenice. Tratamentul chirurgical pentru atac. După ce reușești să stabilești transparența corneei, trebuie să faci laser în primul moment, cât de repede posibil. Recomandare de profilaxie și la ochiul congener, bineînțeles, dar nu este principal atac grijă atunci. Și dacă pacientul nu iese din atac, adică dacă blocul pupilar nu este remis, asta poți să observi a doua, a treia zi, în sensul că pacientul este pe manitol, este pe hipotonizante, presiunea e normală, ți se pare că totul e în regulă, dar în momentul în care scoți manitolul din tratament, tensiunea începe să crească din nou la aceleași valori. Asta înseamnă că blocul pupilar este încă acolo. Bineînțeles, nu se așteaptă nimeni ca să rezolvi un atac pe termen lung doar cu un manitol odată, nu are niciun sens. Uneori cu laserul rezolvi pe mult timp, alteori nici cu laserul nu rezolvi și trebuie să scoți cristalinul. Ăsta este tratamentul chirurgical al atacului de glaucom atunci când laserul nu funcționează. Există situații mult mai avansate când și după ce scoți cristalinul, sigur, blocul pupilar se limite, dar tensiunea nu scade. Alea ar fi glaucomele prin închiderea unghiului, care au făcut sinechii periferice atât de extinse și atât de largi, încât umorul apost tot nu iese din ochi și tensiunea tot nu scade. Sigur, nu mai este în atac, n-ar mai fi neapărat presiune la fel de mari, dar cura chirurgicală definitivă a celor tipuri de glaucoame este combinația de facoemulsificare și trabeculectomie sau altă formă de operație de glaucom. Glaucome secundare cu unghi închis sunt de trei feluri. Sunt cu bloc pupilar, fără bloc pupilar sau și două feluri fără bloc pupilar. Hai să luăm pe rând. Cu bloc pupilar, secundar cu unghi închis. Creșterea în volum a cristalinului. Este exact ce se întâmplă în glaucomul facomorfic. Adică este un glaucom secundar, că e din cauza cristalinului. Este unghiul închis pentru că cristalinul împinge în față irisul și se creează bloc pupilar. Iarăși, dacă cristalinul este subluxat, același mecanism. Ulei de silicon în camera anterioară, venit din spate, poate să împingă irisul în față. Tot ce împinge irisul în față este un mecanism cu bloc pupilar. Mecanisme fără bloc pupilar prin sinechii ar fi glaucomul neovascular în faza tardivă. Este un glaucom secundar cu unghi închis. Vasele au ajuns, s-au dezvoltat la nivelul trabeculului, s-au fibrozat și acum și trag de irisul periferic. Dacă înainte de faza asta, unghiul poate să fie deschis, dar să fie neovasele prezente în unghi. Când se duc neovasele, că ai făcut avastin sau pur și simplu s-au dus ele prin traseul lor, prin ciclul lor de viață natural, în procesul lor de a se fibroza, formează cicatricea și trag de irisul periferic și închid unghiul. Este tot un glaucom secundar, dar este cu unghi închis și e fără bloc pupilar. Orice sinechie de genul ăsta este de fapt o sinechie fără bloc pupilar. Sinechii anterioare post-inflamatorii din diverse uveite, sinechiile din ICE, nu detaliez ICE-ul că e foarte mult de discutat, sinechii pot să apară și în aniridie congenitală și sinechii pot să apară și după trabeculoplastia la sargon, care era acea procedură laser terapeutică pentru sindromul de iris în platou. Una din complicațiile ei este forma aia de sinechii periferice și poți să transformi un fel de glaucom în alt fel de glaucom făcând-o. Și glaucomul cu unghi închis secundar fără bloc pupilar, cu împingerea dinspre posterior a diafragmei cristaliniene, dar fără bloc pupilar, asta este important. Cealaltă era cu bloc pupilar, astea cu împingeri, crește de volum, silicon, nu știu ce. Fără bloc pupilar cu împingeri ar fi câteva, care nu sunt neapărat obligatorii să fie fără bloc pupilar, dar se poate să fie fără bloc pupilar. Glaucom malign este principala entitate pe care trebuie să o știți de aici. Direcționarea aberantă a omorului apost se cheamă aqueous misdirection syndrome. Nu sunt toți de acord cu faptul că ar trebui numit așa. Spuneți-i cum vreți, glaucom malign este universal acceptat sau bloc ciliar. Umorul apost se secretă în spatele zonulei, de data asta, asta este entitatea, așa este patogenia glaucomului malign. Și odată secretat în spatele zonulei, umorul apost nu mai poate să iasă de acolo și împinge anterior și corpul ciliar și zonula și cristalinul și închiderea unghiului este de fapt parapupilară. Nu este împins cristalinul neapărat anterior, ci zonula și corpul ciliar sunt împinse anterior. Practic,
din lista asta sunt lucruri care împing preferențial corpul ciliar anterior versus cristalinul, cum este la cublo ocular. Aici sunt lucruri care împing cristalinul anterior. Aici sunt lucruri care împing corpul ciliar anterior. Atunci când este cristalinul împins anterior, se creează bloc pupilar. Atunci când este corpul ciliar împins anterior, nu neapărat bloc pupilar. Tumori intraoculare, de regulă de corp ciliar, retinopatia de prematuritate de stadiu 5, anomalii congenitale ale irisului și corpului ciliar, care împing corpul ciliar anterior, cum ar fi sindromul Sturge-Weber, care pe lângă alte metode de a da glaucom, mai poate să dea glaucom și prin angioamele prezente la nivelul corpului ciliar. Practic, sindromul Sturge-Weber poate să dea orice fel de glaucom, oriunde apare un angiom, poate să inducă chestia asta. Ăsta este unul din glaucome, mai poate să dea prin angioame în unghi sau poate să dea prin angioame în orbită și să dea un glaucom post-trabecular. Și poate să dea pe toate. Și ultima parte a cursului este cu glaucomul congenital. Foarte frecvent la noi în țară, din motive de etnie romă, în principal, ei sunt cei care ne cresc statisticele cu glaucomul congenital. Altfel, este foarte frecvent India-Pakistan. Are mai multe forme de glaucom congenital, dar acesta congenital primar precoce este cel la care fac referire. Reprezintă 4% din toate cazurile de glaucom congenital și este tensiunea crescută chiar și intrauterin, dar în primii 2 ani de viață. Dacă este intrauterin, se manifestă de la naștere, dar orice creștere a presiunii intraoculare până la 2-3 ani de viață, aici nu știu de ce scris un an, poate sunt definiții s-au schimbat, poate text mai vechi, 2-3 ani este acum, 2 ani este în ultimul ghid. Infantil, cealaltă jumătate, se manifestă înainte de 3 ani. De fapt, cred că discuția este așa, primar precoce sau primar fără precoce ar fi precoce ar fi de la naștere și fără precoce ar fi până în 2 ani. Infantil este 3 ani și juvenil este până la 16 ani. Asta se referă la vârsta de debut. Bineînțeles, pacienții vor trăi și după vârsta asta și vor avea manifestările glaucomului. Deci poți să ai pacienți de 7-8 ani cu glaucom primar precoce în antecedente. Ce se întâmplă în aceste entități patologice? Umorul apus nu drenează corect din cauza unei trabeculodisgenezii. Irisul este înalt inserat uneori pe trabecul. Trabecul este disfuncțional din start. Nu este capabil să scoată umorul apus din ochi. Mulți ani s-a vehiculat prezența unei membrane. Barcan, cel care avea și o lentilă de gonioscopie, a sugerat că e probabil să fie acoperit unghiul cu o membrană. Mulți ani s-a crezut asta. Până când s-a făcut histopatologie și microscopie electronică, nu s-a identificat membrana. În mare parte din cazul glaucomele congenitale sunt bilaterale și cele caracterizează pe toate, cele care sunt sub 2-3 ani, este buftalmia. Adică din cauza presiunii intraoculare crescute, ochiul de copil crește în dimensiuni versus ochiul de adult care nu crește, că nu este la fel de elastic. Buftalmia este cuvântul care înseamnă ochi de bou, adică ochi mare în toate dimensiunile. Sclera este și subțire, cornea este subțire, prin scleră se pot vedea structurile interioare, adică corp ciliar și în ambele straturi, și pars plana și pars plicata. Axul anterior-posterior crește și pacientul este miop mai întotdeauna. Dacă e monolateral, mai face și ambliopie prin anizometropie din cauza miopiei. Cristalinul se luxează sau subluxează, ambele sunt variante posibile, din cauza laxității zonulare. Adică cristalinul nu crește în dimensiune, că el plutește în ochi. Zonula nu crește decât în ideea în care este trasă de către creșterea inelului scleral. Și atunci cristalinul rămâne la aceleași dimensiuni, zonula este tensionată și cristalinul se subluxează. Ăsta este un diagnostic diferențial de făcut cu ceva mult mai rar, care este sindromul Weill-Marchesani, microsferofachia, în care cristalinul este mic și frecvent luxat sau subluxat. Dar de departe, mult mai frecvent în glaucomul congenital, dacă este să ai glaucomul congenital plus cristalin subluxat, 90% din cazuri este asta. Cristalinul este subluxat din cauza laxității zonulare induse de creșterea sclerală, nu din microsferofachie. La pacienții ăștia o să fie edem cornean, bineînțeles, cu triada epifărofotofobie blefarospasm, atenție la diagnosticul diferențial al acestui lucru, cu imperforație de canal nazolacrimal. Rupturile membrana de scemet se numesc steward hub, membrana de scemet fiind membrana bazală a endotelului cornean, ea
nu este extensibilă, rupturile ei dau aspectul de steel hub, care vor rămâne toată viața. Și bineînțeles va avea și modificări nervoase și mărirea excavației. Mărirea excavației se poate petrece și prin pierdere neuronală ca la adult, dar se poate lărgi canalul scleral prin distensia ochiului din buftalmie și să pară că excavația este mai mare decât e de fapt. Lucrul ăsta poate să contribuie și la faptul că la pacienții pediatrici, dacă le poți face fund de ochi preoperator și postoperator, o să vezi că postoperator, frecvent, excavația este mai mică decât era înainte, ceea ce teoretic n-are sens, pentru că nu se regenerează țesutul nervos și, bineînțeles, nu se regenerează țesutul nervos, dar se închide pâlnia excavației pentru că s-a micșorat presiunea intraoculară. Cum pui diagnostic de glaucom congenital? Trebuie să ai acele lucruri, fotofobie, epifero, blefarospasm, ochiul mare și la examinarea sub anesteție generală să vezi presiune, să măsori diametrul cornean care să fie mare, peste 12, 14, 16, poate fi oricât, examenul fundului de ochi, să vezi cupping sau altceva, sau cauze de glaucom secundar congenital, poate, și la ECOB și axa anteroposterior. Astea două, diametru și axa anteroposterior, sunt niște modalități oarecum reproductibile prin care poți să urmărești glaucomul congenital, adică eficiența scăderii presionale. Pentru că, de regulă, tensiunea e așa și așa la copil. Sigur, e mai la început, dar pe termen lung mai util ar fi diametrul cornean pentru evaluarea progresiei decât OCT-ul de nerv la copil, mai ales sub anestezie generală, căci nu există OCT portabil din câte știu în prezent. De aceea, pentru că trebuie să examinezi sub AG, te bazezi pe niște lucruri un pic mai vechi, conceptuale, adică niște milimetri la diametru și niște milimetri la ax. Pacienții arată așa, bilateral, dar asimetric și avansat la ochiul drept, bilateral simetric, hai să vezi doar ochiul stâng, și sub anestezie generală preoperator, aici este un ochi cu mare și leucom, și aici la fel. Ăsta cred că a fost operat, dar a rămas cu leucomul și ăsta încă nu este operat. Striul hub arată așa. De regulă sunt striuri cu tendință către orizontal, curbilinii, nu sunt neapărat verticale, sunt excepție cele verticale, au traiectul este de regulă așa, traversează sau nu axul central, nu contează, pot fi absolut oricum, marginea lor se leucomizează, adică devine albă prin infiltrarea de umor apos și cicatrizare. Rămân toată viața, pot induce și probleme de acuitate dacă sunt prin centru, sunt astigmatogene. Cred că cineva desenează pe... Așa. Trebuie să faci diagnostic diferențial pentru cornea edemațiată. Poți să faci cu traumatismul la naștere cu forcepsul, cred că asta e următoarea poză. Dacă vezi la un pacient niște chestii care seamănă cu striul hub, dar sunt preponderent verticale și de regulă puține, astea sunt de regulă traumatizate cu forcepsul la naștere. Pentru cornea edemațiată poți să ai rubeolă intrauterină, CED, distrofie endotelială congenitală, sau mucopolisaharidoze care îți se depun în cornee pur și simplu. Deci nu neapărat cornea edemațiată la naștere este patognomonică și diagnostic cert de glaucom congenital, dar de regulă celelalte lucruri se știu și trebuie să le excluzi. Cornea mărită poate fi doar megalocornee, adică pacientul să aibă megalocornee izolată, miopie post-axială doar să fie miop de la naștere și microftalmie contralaterală, adică să-ți separă ție că e cornea mai mare, dar de fapt celălalt ochi e mai mic. Și pentru ochi roșu și epiforă, imperforația de canal nazolacrimal foarte, foarte frecvent, conjunctivită neonatorum, oftalmia neonatorum, eroziuni corneene din alte cauze. Tratamentul pentru glaucomul congenital este întotdeauna și întotdeauna chirurgical, nu există picături în scop curativ. Nici la adult nu sunt neapărat în scop curativ, ci sunt în scop de management. La copil nu există conceptul ăsta. Toate glaucomele congenitale se operează. După operație se pot trata cu picături, dar toate se operează. În urgență amânată, adică probabil foarte repede, dar nu neapărat în ziua aia. Mă rog, asta nu neapărat important, dar toate se operează foarte repede. Ce poți să le faci? Sunt multe proceduri. Goniotomia și trabeculotomia sunt cele agreate de ultimul ghid al consensului mondial de glaucom. Goniotomia este mai sensibilă, în sensul că trebuie cornea să fie clară și de regulă nu este clară, de aceea se poate face mai rar. Și este ineficientă la diametre corneene peste 14 mm,
Nu știu de ce, nu se știe de ce de fapt, este doar o observație din studii. Trabeculotomia este cea care merge în orice situație. Se poate face ab externo și ab interno. Ca să o faci ab interno, trebuie să ai transparență a mediilor și cum de regulă nu ai, atunci de regulă o faci pe cea ab externo. Canaloplastia cu glaucolait pe 360 de grade este o formă de trabeculotomie în care canalul, trabeculotomia constă, un pic de detaliu, constă în sondarea canalului Schlemm cu trabeculotomul și liza lui către centrul ochiului și crearea unei comunicare către camera anterioară. Goniotomia este același lucru, de fapt, dar făcută cu o lamă venită din camera anterioară, este întotdeauna ab interno. Teoretic, trabeculotomia este considerată superioară, că este mai extensivă și nu numai că taie țesutul, dar și le distruge, în sensul că îl ia de acolo și la goniotomie s-au mai raportat cazuri de restabilire a continuității peretelui și trabecului. Iar canaloplastia prin glaucolait este o trabeculotomie în care pe canalul Schlemm ab externo se introduce glaucolaitul, care este un device cu sondă luminoasă, se sondează tot canalul Schlemm și se rupe către interior. Postoperator pentru acești pacienți îi urmărești din nou sub anestezie generală, le faci aceleași lucruri pe care le-ai făcut și înainte și îi monitorizezi regulat, pentru că frecvent n-au nevoie doar de o singură operație. Adică cazurile de glaucom congenital care merg bine cu o singură trabeculotomie sunt oarecum puține. Mulți trebuie reoperați pentru că așa este boala, pur și simplu. Nu este, frecvent nu-ți vine să faci canaloplastie pe 360 de grade din prima, pentru că poate fi excesiv și să faci o hipotonie marcată. Așa că înțelept este să începi cu o trabeculotomie pe 120 de grade și vezi dacă funcționează. Tensiunea o să scadă sigur, dar poate nu o să scadă suficient. Dacă poți să managerezi doar cu picături din acel moment, e bine să faci așa. Dacă trebuie să reoperezi, reoperezi. Și glaucomele secundare infantile, tare n-aș vrea să intru peste acest slide. Aș vrea să... Astea sunt doar lucruri pe care le-am pus ca să le aveți ca o structură. Pot să vă dau cursul, să-l citiți separat. Toate sunt lucruri foarte specifice pentru oftalmopediatrie și pentru glaucomele congenitale. Și sunt extrem, extrem de rare. Deci cunoașterea lor a priori este quasi inutilă. Mai degrabă le citiți în momentul în care întâlniți un pacient cu așa ceva. Și vă mulțumesc pentru atenție. Asta a fost tot. Ziceți-mi dacă aveți întrebări, ceva de discutat. Mulțumim frumos pentru prezentare. Aș avea eu o întrebare. Glaucomul congenital se poate asocia și cu cataractă, nu? Absolut. Congenitală. Da. Și există vreo particularitate anume în cazul acesta? De regulă, când ai ambele lucruri, probabil ai un sindrom care ți-a dat ambele lucruri. Foarte improbabil să fie două evenimente izolate, concomitent. Pentru că, probabilistic, șansa este infimă. Și acel lucru care poate să ți-a dea pe amândouă ar fi probleme din infecții intrauterine. Ca particularitate a situației, operatorii, operezi dacă este necesar și cataracta și glaucomul deodată. Bineînțeles, spun, n-am văzut așa un caz de genul ăsta niciodată până acum și lucrez într-o secție unde se operează glaucom congenital. Dacă se întâmplă, în mod normal trebuie să evaluezi oportunitatea intervenției de cataractă, pentru că este de fapt pe locul 2 și este pe locul 2 dacă este bilaterală. Intervenția de o cataractă congenitală este urgentă dacă este monolaterală, pentru că ochiul se ambliopizează foarte mult dacă este cataractă la un singur ochi. Dacă ai șansă să fie bilaterală cataracta și observi că este egală, atunci mai degrabă operezi doar glaucomul la început și după aia, într-un timp tardiv, faci cataracta la ambii ochi. Asocierea pe care ai spus-o tu este extrem de nefastă pentru pacient, pentru că tehnica chirurgicală este deosebit de dificilă. Și da, asta e răspunsul. Trebuie să le adresezi pe amândouă, preferabil nu dintr-una. La copil încerci să te abții de la a face lucruri de genul ăsta prea extensive din prima. Dacă la adult mai reușești,
să faci combinație facotrab din start și să n-ai probleme mari, dar totuși destul de inflamat ochiul postoperator la copil. Inflamația este cel puțin de 10 ori mai mare decât la adult postoperator și nu doar că ar fi asta o problemă, ce că ne-ar putea să o rezolvi, dar succesul unei operații nu neapărat filtrante, dar orice operație de glaucom, succesul ei depinde în mare parte și de inflamația postoperatorie. Pentru că dacă ai inflamație postoperatorie, cam indiferent ce fel de operație de glaucom ai făcut, eșecul este oarecum regula dacă inflamația postop e mare. Deci, preferabil la copii să le faci izolat. Ok, mulțumesc frumos. Următoarea... Am eu o întrebare la glaucomul juvenil. Ne mai uităm după acelea semne ca la cel congenital, adică buftalmia și striurile HAB sunt în aceeași măsură prezente sau sunt mai rar întâlnite? Dacă tensiunea intraoculară apare după 3 ani, nu o să mai vezi striuri HAB și buftalmie. Ok, mulțumesc. Ok, următoarea... Salut! Mersi de curs și mai am o întrebare în legătură cu halourile. Da. Mi-e un pic neclar modalitatea în care apar, că e prima dată când am auzit că ele vin ca răspuns la, mă rog, ca urmare a edemului cornean. Uh-huh. Și, sincer, mi-a fost tot timpul un pic neclar. Ok, dacă există edem cornean, sau azi numai, cornea este transparentă prin virtutea faptului că este deshidratată. Este transparentă și prin faptul că lamele de colagen sunt orientate într-un anumit fel, lucru care induce interferență destructivă a luminii care vine din toate direcțiile către cornee. Deci, ca cornea să fie transparentă, trebuie să fie deshidratată și cu arhitectura ei normală. Dacă există edem cornean, apare, bineînțeles, umor, apos sau lacrimi ce constituenți ai acestor două umori în grosimea corneei și lamelele colagen se depărtează. Arhitectura corneei este deranjată din motivul ăsta și lumina, când trece printr-o cornee demațiată, suferă foarte multe fenomene de dispersie și difracție. După ce a traversat o cornee demațiată, automat imaginea nu numai că nu este clară, ci are și foarte multe fenomene, aberații sferice secundare acestui lucru. Și dintre aberații sferice cele mai frecvent întâlnite sunt halourile, care sunt o urmare a straylight-ului. Halou este ceea ce vede pacientul, dar ce se întâmplă de fapt cu lumina care trece prin cornee este straylighting. Poate, dacă vrei să știi mai mult despre fenomene luminoase asociate, ai putea să citești despre ecuațiile zernice și despre aberații de ordin înalt, lucruri care sunt relevante în chirurgia refractivă și în, mă rog, în pentacam sau în alte lucruri de reținere de topografie și tomografie corneană. Deci, ca regulă generală, când cornea este demațiată, nu doar că nu e transparentă, ci și apar fenomene secundare de difracție a luminii și aberații sferice. Și ăsta e și motivul de fapt pentru care noi o vedem a fi netransparentă. Pentru că dacă stai să te gândești, cornea, când se demațiază, țesutul e tot același și teoretic tot transparent, doar că are niște apă în el, care tot transparente. Deci nu ține de ce constituie cornea, ci de modul în care este dispus ce este în cornee. Și faptul că edemul intracornean predispune la pierderea arhitecturii corneene, lipsa arhitecturii corneene normale este cea care induce lipsa de transparență prin difracția luminii. Ok, am înțeles. O să mă uit pe ce mi-ai zis. Mersi. Scuze, o secundă. Halourile acestea sunt colorate sau pot fi și colorate, sunt, da. Defocusate, ca să spun așa, adică niște halouri de astea neclare. Nu e doar atâta, nu e halou de defocus, este un halou lumină care pleacă radiar din dreptul unei surse de lumină pe care o percepe pacientul și care generează multe aure acelei surse de lumină. Pot fi și colorate, pot fi și necolorate. Ok, deci ceva similar cu aberațiile cromatice de la lentile de foto. Pot fi aberație cromatică, dar și aberație sferică. Aberația cromatică ar fi, okay, în cazurile foarte incipiente de edem cornean, dar edemul cornean major este cu aberații de sfericitate. Ok, mulțumesc.
Cred că următorul curs, următoarea întâlnire genul ăsta o să o afișăm pe Classroom. Nu știu să o planific acum. Teoretic ar trebui să fie miercuri, asta trebuie să vorbesc cu doctorul Baltă, vedem ce mai facem. Poate face el partea de chirurgie vitro-retiniană atunci. Ok. Ora pentru întâlnirea de miercuri rămâne ca săptămâna trecută sau este altă oră? De speaker, nu știu. Săptămâna trecută a fost după amiază, de exemplu, la 5 parcă. De regulă, doctorul Baltă miercuri are operații la spital și deci probabil să fie la fel și acum. Ok. Mulțumesc frumos. Oricum, ne anunț, presupun. Da, da, sigur, sigur. Nu, să stau doar cu doctorul Baltă în Zoom acolo și ne simțim bine. Bine, pa, ma. Ziua. Mulțumim. Pa. Mulțumim.